Bun găsit, prieteni, la un nou capitol din povestirile sportului. După cum vedeți, sunt îmbrăcat într-o anumită culoare, în albastru. Mi-aș fi, dacă aveam cretă, îmi treceam și un număr pe tricou, dar o fac printr-o carte emblematică a lui Ion Gianu și iată, sunt în albastru și sunt numărul 8, pentru că invitatul nostru de astăzi este Gică Craioveanu și am vrut să simtă cât mai confortabil în mediul și în culorile pe care el le-a apărat 12 din cei 18 ani din cei petrecuți în fotbal. Gică, bine ai venit la întâlnirea noastră. Avem bine, multe lucruri de discutat. Ești unul dintre cei mai agreați oameni de la ora actuală din fotbal românesc. Și chiar vreau să te întreb de la început de încălzire. Mă, tu te-ai supărat, te-ai certat vreodată cu cineva? Nu. No. Pentru dar că e nu incredibil. Am motiv. Motive totdeauna se găsesc. Da, da. Dar felul tău de a fi... Felul meu de a fi, educația care am primit-o, nu mă lasă să fac acest lucru. Chiar și când spui lucruri serioase, lucruri grave, tu le spui cu bun simț, cu măsură, cu un zâmbet însoțești fiecare remarcă. Mie mi se pare că acum la Digi ești unul dintre cei mai apreciați analiști de fotbal, cum e această formulă nouă. Cred că asta se întâmplă și în Spania, de aceea ai și, ești atât de căutat și cultivat acolo. Pentru că ai acuratețea analizelor, spui lucrurilor pe nume, dar nu spui într-un mod ofensator, răutăcios, da. Răutăcios, da, exact. Da, asta e lucru mare. Sunt un tip care a avut mult noroc datorită educației, apoi am rămas în fotbal sau lângă fotbal, ceea ce mi-a plăcut toată viața de mic copil. Am deja 18 ani la radio și la televiziune. Atât cât ai avut cariera de fotbalist, acum o ai de comentator, da. Da, da. Am aproape 30 de ani în Spania și adevărul că sunt tot tip foarte iubit și valorat, apreciat în Spania. Apropo de cifrele astea, noi facem această înregistrare în luna care tu împlinești o frumoasă vârstă, 56 de ani și spune la mulți ani. Vă mulțumesc. Să fii la fel și în continuare, să-ți păstrezi aureola asta de om cald, om deschis, om care știe să lase în locul lui, în urma lui, semne bune și prietenie. Asta nu se poate schimba niciodată, maestri. Da. Oltean, născut în Hunedoara, pentru că așa era o vermule, într-un fel a urmat traseul lui Aurel Țicleanu. Și el, la fel, din părinți olteni, născut tot în zona Hunedoarei. Da, pentru că tati a fost detașat la combinatul siderurgic din Hunedoara, apoi ne-am întors acasă la Slatina, toată copilăria practic de la 9 ani am petrecut-o acolo la Slatina, acolo am și debutat, apoi am ajuns la Severin și după aceea la Craiova. Apropo de Severin, am înțeles că unul dintre copiii de mici care venea mai ales în spatele porții la care atacai tu era... Mirel Rădoi, nu? Mirel Rădoi, da, da, da. Era un copil, un puștan, da, și el mi-a spus, eu vă dați seama că nu-l știam, nu-l da, cunoșteam. Erau mai mulți acolo, nu aveai cum să-l copil. Și am ajuns la Severin datorită marelui Balaci. A fost o istorie și continuă să fie o istorie frumoasă. Eu practic am fugit de la Slatina pentru că nu vreau să-mi dea dezlegare și am ajuns așa, am ajuns la Severin. Legat de Oltenia până când ai plecat din țară, nu? Te-ai învârtit numai în spațiu Republicii Oltenia, cum s-ar spune. Da, pentru că am fost, am iubit Craiova de mic, numai că, sincer, mi-era cam frică de tata stelist înfocat. Am auzit că era un stelist care da, rău. Nici n-a fost la vreun meci al tău. Niciun meci n-a văzut tata cu mine. El nu prea a fost de acord deloc să duci la Craiova. Nu, absolut deloc. El a zis, aștept să mă duc la Steaua. Primisem o ofertă foarte bună de la Dinamo, de la Vasile Ianul. Mi-aduc aminte grande că... Imediat după 90 atunci, nu? Da, 90, exact în 90. Chiar am făcut un trial cu lotul B pe Stadionul Național, 23 august se numea atunci, și am jucat, se pare, destul de bine, pentru că a venit domnul Ianul, mi-a oferit $15.000. Era o sumă bună atunci. Pe an, contract, și am ales Craiova pe $1.000. De sufletul. Sufletul. Te-a făcut să nu te uiți la arginți? Da, ceea ce e un lucru foarte rar în ziua de azi. Ai refuzat albroșu și ai mers spre albastru. Da, mi-aduc aminte, m-a furat între ghilimele Neaja Nițulescu, m-a ascuns într-un hotel în Caracal, nu erau nici lumini în hotel. Pentru că era acea perioadă cu becurile, cu... Da. Da, și a doua zi am ajuns la Craiova, am semnat și acolo am rămas, până am plecat în Spania. Și
și ai avut niște ani foarte frumoși la Craiova. Iată, noi avem o poză foarte frumoasă, 3 generații ale Craiovei. Mateiu, din lotul actual, marele simbol al Craiovei, optul infinit, pentru care a fost scrisă și această carte de către Ion Gianu, și optul care a secundat, i-a urmat, invitatul nostru de astăzi, Gică Craioveanu. Foarte frumoasă poza, foarte frumoasă, și de-aia mi-a plăcut și mie. Da, este o poză senzațională. 3 generații de fotbaliști, toți crescuți în, sau noi doi crescuți în urma. El venit de la Brașov, dar a intrat total și a refuzat, că a avut ofertă să plece, nici el n-a vrut să mai plece de la Craiova, deci a băut apă în Oltenia și gata. Exact, și a fost un jucător foarte iubit și Alex pentru felul lui de a fi. Un jucător muncitor, un jucător foarte educat și uite, mă bucur că a continuat cu noi. Da, a rămas unul dintre constantele echipei craiovene, care totuși are atâtea turbulențe. 1991-1995, perioada ta la Universitatea Craiova. 129 de jocuri și 61 de goluri. Da. Cifre frumoase. Foarte frumoase, dar am avut un început destul de greu. Mi-aduc aminte, am făcut un turneu de sală, nu știu dacă dumneata știi, la Galatasaray, la Istanbul, și a venit Marcel Petescu să mă transfere la Ajax. Mircea Petescu. Care l-a dus pe Hagi la Galata. Nu debutasem la Craiova. Nu debutasem la Craiova și a oferit un milion de dolari pe mine și n-a vrut nici Sorin și mai ales n-a vrut clubul Marcel Popescu să mă lase să plec. Prima antrenor ți-a fost Sorin, nu? Sorin, da, la Craiova, da. Și ați făcut eventul. Am făcut eventul, era Craiova pe primul loc, era o echipă foarte bună în acea perioadă. Era greu să-ți faci loc acolo? Foarte greu. Era generația care venea după marele generații. Craiova unei mari iubiri, campionul unei mari iubiri, Craiova Maxima, și până trebuie să purtați voi povara sa gloriei. Da, pentru că era foarte greu. Era foarte greu să ajungi la nivelul celor dinainte. Păi în atac aproape. Mi-aduc aminte. Erau Geană. Era Geană, era Pigulea. Adi Pigulea, da. Era Piti Cuciurea, care marca aproape mereu și mai ales... Cum a venit și Ceaușilă la un moment dat. Da, a venit și Ceaușilă. Deci aveai de dat din coate ca să-ți faci loc, cum să spune. Și aveai tot în coate la scuțit, ai reușit să... Pe mine m-a ajutat, în afară de Sorin, fără discuții, pentru că a avut încredere în mine, am debutat cu el, am câștigat acel event. Am avut mare noroc cu Marian Bondrea. La sfârșitul 92-93 a semnat cu Craiova. Un interviu cu Marian, da, la voi la Craiova. Da. El te-a făcut și capitan, nu? El m-a făcut capitan. Erau fotbaliști cu mult mai multă experiență și cu altă vârstă. Exact. Marian a avut curaj, a forțat și ți-a pus banderola pe braț. A zis că într-un fel sau altul vrea să mă motiveze, pentru că a zis că vede că am talent și că vrea să dau mai mult. Și acel lucru poate pentru mine a fost un nou început la Craiova. A avut efectul pe care l-a preconizat. Exact. A fost un an destul de bun pentru noi. Am câștigat în 93 atunci Cupa României. Cupa aceea cu problemă, tristă. O să vorbim, dar tristă pentru Emir, pentru Sandoi. Da. E o pagină atât de interesantă din povestea fotbalului, din care trebuie menționată, pentru că ai fost unul dintre protagoniști. Deși ai intrat spre final în meci, ai avut contribuții 39 importante. 39 temperatură în ziua meciului. Aveam. Fierbinte. Un oltean fierbinte. Nu mai aveai nevoie de încălzire. Totul era gata dinainte. Și mi-aduc aminte Neanelu, când am intrat, mi-a spus, hai că prins să intre să rezolvi meciul. Neanelu, adică... Neanelu Oblemenco, da. Marele simbol al Craiovei din totdeauna. Eu am spus mereu că cel mai mare fotbalist al României a fost Ilie Balaci sau al oltenilor, dar Dumnezeul nostru a fost Oblemenco. Oblemenco a fost... Multe figuri legendare printre care tu ai reușit să-ți faci loc. I-ai iubit, i-ai respectat, i-ai prețuit și tu ți-ai făcut propria ta. Așa și trebuie. Eu cred că asta ține în primul rând de educație, de respect pentru ce au însemnat ei pentru noi. Aici este o poză făcută la finalul meciului retur cu Sigma Olomouț, în care ai jucat, care l-am transmis. Da, ați ratat atunci. A ratat foarte mult și mi-aduc aminte că a dat un gol superb, Gerigane. Stadionul a rămas gol
când am făcut interviul de final de meci, am coborât în cabină ca să fac interviul. Era, da, foarte trist a fost lumea, pentru că practic eram favoriți într-un fel sau altul. Da. Dar ne-au surprins, au jucat foarte bine, mai ales la meciul de la Craiova și... Pe asta a fost surpriza, că la ei câștigase, ne așteptam ca aici să ne luăm revanșa și să putem obține calificarea. Acolo am jucat foarte bine noi, am fost peste ei, dar practic la una dintre puținele ocazii care le-au avut au marcat. Apropo de Gerigane, o relație foarte frumoasă între voi. Cu Balaurul, da. Așa e, porecla, înțelegi? Cum era cu Curcanea? Mă grande la începutul anului 94. E adevărată să e așa? Da, nu, e adevărată. A venit Pițurcă. Pe mine m-au dat afară la începutul, după meciul cu Progresul Brăila, cu Național. Cu Progresul, cu Național București. A, cu Național. Am pierdut 3-2 atunci. Și m-am dus la domnul Arnăutu și am cerut să mărească salariul. Că aveam același salariu, deci 1000 de dolari. De când începusem, da. De când începusem. Te-ai trezit și tu să devii mai practic. Exact în 94 a fost și a zis că nu, că e cancerul echipei, cum să ceară el bani? Și Aurică m-a dat la o parte din cauza conducerii clubului, clar, nu din cauza lui Aurică. Nu am nimic, Doamne ferește, împotriva dumnealui. Și m-au dat afară. S-a pierdut al doilea meci, al treilea meci mi se pare că s-a făcut 0-0 sau tot așa, aveam un punct sau un punct după trei etape și l-au dat afară pe Aurică și a venit Piții și a fost o perioadă mai așa, mai agitată în viața Craiova, 94-95. Da, când a venit Piții, eu cred că am jucat senzațional Craiova, eu cred că a fost cel mai bun an al nostru ca joc. Și înlășisem pe Balaurul, pe Giri, și mi-a promis, Nașule, la fiecare pasă de gol care mi-o dai, îți fac cadou un curcan. Și ei cam dat pase. No! Wow! Și cât ți-a dat din ei? Mai păi zgârcitul mi-a dat 5 cu timpul și acum vreo 2 sau 3 ani. A mai venit cu 1. A venit cu 4. Dar după aia am aflat că i-a cumpărat Mihai Rotaru, nu i-a plătit. Deci ca să-și achite datoria, să nu rămână cu... Apropo de Geri, mi-aduc aminte și eu i-am cunoscut părinții. Eu comentam meciurile voastre și am fost fascinat de ce dumne... Și am explicat de ce se numește el Ionel Tersinio Gane. Și vorbisem cu taicăsu și mi-a explicat, domnule, atât de fericit, avea niște numai surori, numai fete și l-a făcut pe băiat. Și atunci de fericire a ținut-o pe șprițuri, cum fac toți, mai ales oltenii. Și când s-a dus să-l declare acolo, el era admiratorul lui Jairzinho. Nu putea să pronunțe Jairzinho și a tot bolborosit acolo, a tot bombănit și a domne, cum să-l cheme, domne? Ionel Tersinio. Și așa a ajuns în acte Tersinio de Jairzinho. Și am povestit asta la un la comentariu și m-am trezit la următoarea prezență la Craiova cu Dita mai Damigiana de 20 de litri de Zyber și cu tata lui Giri care a venit să mulțumească pentru cum am povestit proveniența și cum s-a ajuns să aibă acel nume, un oltean. Da, moțoc, așa îi spunea lui taicăsu. Un om haios, un om bun, foarte volubil, la fel ca el. Foarte ok. Da, întâmplări frumoase. Craiova, în toți anii în care ai jucat, tu a fost, deci, campion atunci în 91-92 și cupă, la golaveraj în fața Stării, dar pe deplin meritat, apoi 92 a fost un an așa cu locul 4, dar a urmat 93 cu locul 3 și 94 și 95 ultimii 2 ani cu locul 2. Adică și luptă mare pentru titlu. Și ați avut și acele finale de cupă, prima în care intră în ultima parte, cea din 91 cu FC Bacău, l-a înlocuit pe Adrian Pigulea. Și acea finală cu cântec, să spunem așa, din 1993 cu Dacia Unirea Brăila, Bondrea antrenor la voi și Zdrobiș, Nelu Zdrobiș, la Brăila. E, tu ai intrat în minutul 75, cred că ai intrat tu în joc. Da, mi-aduc aminte. În locul lui Cristescu. Da. Lui chiar în seara meciului. Era 1-0 pentru Craiova atunci. 0-0. Era 0-0? 0-0. Da, 0-0. A dat prima oară Vasc și după aia am dat eu al doilea gol. Da. Și mi-aduc aminte, eu stăteam cu Emil Sândoi în cameră și îmi spunea că aveam febră foarte mare, ardeam. Erai chiar coleg cu Emil? Da, coleg cu Emil în cameră.
Și, din păcate, erau întâmplările fericite din acel meci. Ce ghinion, dăduse în gol în semifinale cu la Bistrița, un furt calificat pe față cu vremurile de atunci. Da. Mergeam la putere. Și am avut noroc că ne-am calificat în prelugiri și am avut noroc că am luat mingea din terenul meu, că altfel era offside. Dacă... Oriunde fi primit-o e pericol, atunci se trăgeau dungile mult mai perfect decât acum. N-aveai ce să zici. Nu, ce să zici, Doamne, iartă-mă. Și am înțeles că la faza aia cu accidentarea, trupelești cu autor, că tu ei pasat mingea scurt. Da, dar eu îi spun, Emil, lasă că dau eu, că sunt proaspăt și era pentru un stângaci. Da. Și mi-a spus, nu, calcă-m eu, că dăduse o lovitură liberă cu câteva minute înainte la vinclu. Da, aha. La vinclu și a scos-o portarul. Și a zis, lasă-mă că o dau eu, calcă-m eu, să mi-o scos puțin în afara zidului. Exact, ca să pot să da, lovesc, s-o mai, lovesc puternic, mai puternic. Da. Și eram la un metru de el când a venit Petrache și a pus crampoanele pe... O fractură îngrozitoare? Îngrozitoare și nu era ambulanță. A făcut domnul Frânculescu, domnul doctor, a luat o atelă din... A improvizat pe loc, dacă pe loc, e... din tribune. Aha. A luat o de-aia din... Da, o gradenă de-aia. De lemn și au pus-o și așa a ajuns la spital, Emil. Da. Ghinion teribil, pentru că știu că atunci în tribune se afla președintele de la Rennes, da, care venise, avea contractul decât să-l semneze. Da, 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 după da, meci da. Era totul bătut în cuie. El ar fi fost poate și titular în lotul de America, Emil, pentru că era unul dintre cei mai buni fundași pe care îi aveam în acea perioadă. Era cel mai bun fundaș central din România. Înțelegi? Dar o clipă atât de nenorocită. Ce mi-aduc aminte că... L-a tamponat pe trachela și s-a auzit o troznitură din tribune. Dublă fractură. Da, Tibie și Peroneu, da. Am fost cu el la spital după meci. Cum se spune, accidentare horror. Da. Și mai ales că nu existau condiții de recuperare, de refacere, cum sunt acum. Era... Ghinion teribil. Asta trebuie să înțeleagă lumea, de ce evocăm lucrurile astea, pentru că viața fotbalistului totuși, iată, este de efemeridă și într-o clipă te duci sus și o dată poți să frânezi totul și... De la extaz la agonie sau invers, da. An de zile a avut de tras, a revenit, dar n-a mai fost parcă niciodată. Nu, era foarte greu. Și mai ales, repet, cu metodele de refacere care existau, de recuperare, nu putem să comparăm așa ceva. Da. Deci... Acum, întorcându-ne la lucruri mai vesele, mi-aduc aminte că te-ai despărțit de Craiova când a venit contractul din Spania cu un hat-trick. Da, într-un derby local, Electroputere cu Universitatea, nu? 3-4 sau 4-5, nu știu. Da, bine, nu a fost 4-5, dar tu ai dat 3 goluri pentru Universitatea. Dăduse 20 ceva de goluri. Da, ăla a fost ultimul... Dar nu asta vreau să subliniez. Vreau să subliniez că... am avut iar ghinion la meciul cu PSG, dăduse 2 goluri cu Steaua și la meciul de la Paris, iar 39-5 febră. Iar n-am putut să joc titular. Dar de ce? Aveai ce o am avut de mic, de la 3 luni, am avut probleme la plămâni. Am avut azi bronșic. Cum se spune, da, de plămâni. Și... De fapt, între 15 și 17 ani eu n-am putut să joc, pentru că nu aveam aer. Nu aveam aer, nu puteam să respir. Și m-am dus la Slănic, că era tata căpos, m-a dus la Saline. La Saline. Cel mai bun tratament. Da, da. Și atunci, după 2 ani, mi-am revenit. Și am început să joc la un nivel bun. Și am mai recidivat problemele la pormână? Recidivează din când în când. Nu mai am nici asta cartilaciu. Asta știu că ai nas de boxer. Da. Mai bine te duci la box decât... De 3 ori mi-au spart nasul. La cei care se duc la box se spune că de la început le rupe cartilaciu, tot ca să nu mai aibă problema asta. Tu ai făcut-o... Eu am făcut-o cu fotbalul, da. Bine, nici n-am știut să mă apăr. N-am fost un jucător care să știe să se apere. Păi dacă e să vină clipa nasoală, vine. Oricât te-ai apăra. Da. Că n-ai cum să eviți duelurile acolo ca atacant. Le chiar dacă tu nu erai atacantul ăla de nu, eu n-am vârf fost clasic un de bătaie, nu, tu erai om de combinație, de da, de marcare, mingea, de să intru în combinații, nu în doiuri, da. Exact, da. Eram diferit, nu eram ca și Cămătarul, de exemplu. Nu, era cu totul altceva. Cămătarul, da. Georgescu, ăștia care au fost vârfuri de-astea de care au consensat. Și am avut oferte atunci de la Austria-Viena, am avut oferte din Franța, dar n-am vrut să plec. Am zis, eu vreau să joc în Spania.
Era încă pus, Oltean. Da, da, sigur că da. Să nu uităm să consemnăm că ai fost de două ori la rând golgheterul României. Da. 94 cu 21 de goluri și 95 cu 27 de goluri. În 94 am avut noroc în primul an că eram la egalitate cu Ilie și Ilie ultima lună s-a accidentat. Așa, ai putut să scrii tu mai mult. Da, păi era, fără, era, da. Era, da. Da, nu știu, două goluri sau trei goluri am marcat în ultima lună cât a fost el accidentat, iar în anul următor aveam echipa, am dat 80 și ceva de goluri Craiova. Jucam numai în atac. Mă duc aminte că a venit Ion Marin cu Petrolul să păligă. Da. Și le-a spus, băieți, dați drumul la câini. 4-0 am bătut. Nici nu. Și Petrolul a câștigat, mi se pare, după aia, sau a jucat finala, sau a câștigat Cupa României. A câștigat cu Rapid. Cu Rapid, 1-0. Da, da. Cu prelungiri, cu 11 metri, da. Arbitrat de Nelu Crăciunescu, cu altul ăsta de al vostru. Care da, de la Vâlcea. Acolo, da. Și, da, da. Am comentat meciul ăla cu Sandu Bog, l-am avut invitat pentru că se fotbalist și la Craiova și la Petrolul și vine un om care își împarte sufletul între da, cele frumos, două combatante. Frumos. Da, a fost una între finalele frumoase. Petrolul echipă mare în perioada. Foarte bună. Aveau jucători la echipa națională. Da, nu, și un grup bun. Preda, acolo, Smoleanu. Da. Sigur că da. Stângaci, Zafiris, Mincinos. Foarte Grigore. Grigore, fundașul Răchită, central. Răchită. Da, a fost o echipă foarte, foarte frumoasă. Liliac. Echipă frumoasă, una dintre generațiile din perioada bune actuală ale Petrolului, ale da, Petrolului da, comparabilă cu cea din 60 și când s-au bătut cu Liverpool. În sfârșit, acum mergem în a doua ta țară, Spania, aproape jumătate din viață. Mai mult. Mai mult de jumătate din viață, deci trăită în Spania. În Spania. Ceea ce e frumos că nu ți-ai pierdut accentul și talentul oltenesc. S-o ai convertit tu pe aia de acolo. Sigur, sigur, pentru că eu când am lăsat fotbalul am intrat imediat, am avut un noroc uriaș că am intrat șefului meu de la radio, îi plăcea foarte mult de mine la interviuri și a zis că tu vei lucra cu mine. Și a, erai volubil, erai da, deschis da, cu zis, felul tău de a fi, adică ai rămas că... la fel și acolo, da, nu te-ai schimbat. Nu, nu, nu. Ce? În cât timp ai învățat limba spaniolă? Grande, eu am avut profesor o lună jumate. Ți-au pus clubul. Mi-a pus clubul, plătea clubul, da. Sociedad. Clubul, când am ajuns la Real, primul lucru care mi l-au făcut, mi-au dat un CD cu toată istoria clubului. Cu frumos. Cei mai senzaționali. Un exemplu e de învățat în treaba asta. Eu am tot timpul am spus același lucru. Deci cu meciuri și cu cei mai importanti jucători din istoria clubului. Să știi și istoria ce familie intri. Exact, să știi ce familie intri, cine au fost jucătorii emblematici da, ai lor. Reperele din da, poveste din istoria lor. Cum e publicul și asta... Pentru fel Țara Bașu, nu? Un fel da, de Oltenie, de Oltenia Spaniei, nu? Exact, sunt cam la fel ca noi. Și... De asta Athletic Club e considerat, sau noi o considerăm ca și Craiova. La Bilbao, că sunt foarte pătimași. Rivalitatea între ei da, este incredibilă. Dar e o rivalitate sănătoasă. Îi ajută și unii și pe alții, îi stimulează. Da, 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 dar nu, ei nu se ceartă. Ei, înainte de meci, să duc, beau împreună bere, sidra, care da, e o băutură da, da. Din... Deci nu au nicio treabă. Sunt multe perechi, sunt ea cu Real, el cu Athletic sau invers, dar n-are... Na, și... Ceea ce e frumos, iată, avem și această fotografie care ne însoțește. Cum zicea? Hică? Cum ziceau? Cum nu, Gica. 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 Și craioveanul spuneau? Sau nu, evitau? Că le era grande, mai greu. Unii spuneau Hica, fonetica. Mai ales cei mai în vârstă, da? Cei peste 65-70 de ani. Iar cei de la Villarreal îmi spuneau Craioveneau. Da, păi de-aia ți-am întrebat, pentru că e un nume mai greu pentru ei. Foarte greu, foarte greu, da. Fonetica lor, da. Râdeam ca un copil, da. Ceea ce e frumos și eu am speculat, asta iată, ai continuat în albastru. Am continuat, am ajuns la Real Sociedad alb-albastru. Da. Villarreal galben-albastru. Și apoi la Getafe, iarăși, acasă și, aveau da, albastru, în culoarea de bază. Și Getafe asulones, los asulones. Da. Albaștri. Albaștri da. Și ei. Da. Deci te cam însoții culoarea asta. Tot timpul, toată viața. Și numărul la, 8. Și numărul 8. Da. Numărul 8. Eu mi-aduc aminte, am ajuns la San Sebastian și aveam tricou cu numărul 9.
Ce ai făcut-o acolo? Nu, nu, glumesc. Nu, nu, chiar e adevărat. L-am chemat pe directorul sportiv și i-am spus că eu nu vreau să joc cu nouă, că eu nu sunt nouar. Și mi-au dat optul. Optul era Carpin. Aha. Un fotbalist foarte sigur, mare. Da, rusul, da? Da, rusul. Mare jucător. Și a luat 10. A luat 10-le el și mi-a lăsat mie 8-ul. Aha. Da. Ai mai avut și alte superstiții, așa, alte lucruri la care țineai, nu, dar afară de număr? Eu am jucat toată viața cu 8 din respect pentru Ilie. 8-ul infinit, ce frumos, da, numit, da, Veni, da. Și cartea asta care Florin Jianu a scris foarte de frumos. Da. Și... Nu, dar și merit, adică da. Un jucător ca Ilie, l-am cunoscut foarte bine, ne-a legat o prietenie și chiar am avut multe nopți așa, că lumea spunea că nu, tată, nu era prieten cu pahar. Stea un pahar de vin în fața lui o noapte întreagă, dar era un povestitor cu un rar întâlnești. Mi-aduc aminte că Dumnezeu să-l odinească în cerul acolo unde e, Ilie povestea același lucru de 3 ori la rând, dar de 3 ori diferit. Era o altă poveste, de fapt. Și cu farmecul lui, deși nu, el trăise mai puțin decât tine în Craiova, el chiar își păstrase accentul și vorbele oltenești. Și avea acest farmec și această plăcere a povestitului, a vorbitului. El și avea și multe în viața. Da, da, și avea multe de povestit. Chiar, da. El chiar a avut multe de povestit. Dar știi că era un pricinos la Remi? Da? Nu, asta nu, că n-am jucat Remi cu el. Era un pricinos din care... Sunt ăștia, eu mi-aduc aminte ăștia la scopul în America și se certau ce să... Dădea cu Remi, pietrele, să certa, da? Pleca, da, să întorci. Nervos cu nervii, cum se spune, rău de tot. Eh? Da, era vricinos la Remi, da. Dar bine că voi ați prins treaba și știa să evitați, nu? Sau îl lăsați în ale lui. Nu, lăsam în ale lui, da. Da, n-avea cum, revenea. N-avea cum să-l schimb, da. Începe deci prima perioadă din călătoria ta prin fotbalul spaniol. Pe total ești jucător român care a jucat cel mai mult în Spania, cele mai mulți ani, cele mai multe meciuri, cele mai multe goluri. Da. Lucru mare, lucru mare. Fotbalul foarte, spaniol a foarte, fost da. Un fotbal etalon și rămâne. Și rămâne. Eu tot aud că Anglia, da. Da, la ora actuală, okay. Prin banii investiți, prin constelația jucătorii, da. Cum acolo. Cum tot Real Madrid câștigă Champions? Fac ei ce fac sau Sevilla Europa League? Da, a avut ani de zile, da. Sevilla a fost formidabilă. Formidabilă și Real era Madrid. Competiția lor de casă. Da, exact cum e Real Madrid, competiția de casă. Da. 14 Champions League, când intri pe Bernabeu. Ai văzut nou stadion de la Madrid, apropo? L-am văzut. Eu am văzut niște filmulețe. E OZN-ul. Da, nu, m-am speriat. Adică și ce tehnologie e băgat acolo. Unde se va ajunge, da, exact. Se duce stadionul, gazonul, da. Sub, da. Cum faci sală de basket, faci de toate acolo, faci pentru concerte. Acum au un concert cu Taylor Swift, cred, anul ăsta, și cred că au, nu Super Bowl-ul. Mi-închipiu că le dă competiții mari. De ceva că... de... baseball, nu știu ce au ei. Pe Bernabeu se va face în luna noiembrie. Păi nu e clar că stadionul ăla trebuie să producă. Când s-a investit în el... Produce fără să fie deschis, practic. Da. Păi bine, și ei și Barça au zeci de mii de abonați. Real pe locul întâi și pe urmă. Real Madrid. Ca abonați, cred că Barça este peste Madrid. Da, am înțeles că acum, deci, adică știm, nu? Că am înțeles că și la Barcelona se transformă stadionul. Va deveni și mai mare. De era cel mai mare în Europa. Și, da. Plus că îl modernizează. Va fi la nivel sau asemănător cu cel din Casablanca, din Maroc, care va avea 115.000 de locuri. Un gigantism. Da, ei vor să lupte pentru finala mondialului din 2030. Bine, și-au tot propus candidatura marocanii. Marocul va organiza următoarea Cupa Africii. Iar în 2030 va fi împărțit între Spania și Maroc. E frumos că, uite, Maroc acum are argumente. Prima echipă din Africa ajunsă pe podium la Cupa Mondială. Da, au argumente. Și jocuri bune, sigur că da. Și jucători senzaționali. Apropo, am înțeles că Hakimi l-a jucat la Getafe, unde ai terminat tu cariera. E născut la Getafe, a jucat la Real Madrid. A, n-a apucat să joace, doar e născut acolo. E născut la Getafe. Știam că e o legătură. E născut la Getafe, dar a jucat la Real Madrid. Da. Hai să ne oprim puțin la perioada asta de început a ta cu Sociedad. Din 1995 până în 1998, 3 ani. 90 de jocuri, 26 de goluri. Da. Te-ai confruntat cu toți marii și grei spanii din acea perioadă. Da. Tu ți-ai dorit să ajungi acolo? Eu mi-am dorit să ajung în Spania, sub orice formă. Nu, dar la Sociedad? A fost echipa care a pus cel mai mult.
din partea lor să ajungă acolo. De ce? Au insistat și... Au insistat. Noi trebuia să jucăm un meci. Giovanni a vorbit cu clubul, cu Universitatea Craiova și eu am fost cu Ovidiu Stângă. Trebuia să jucăm un meci amical cu Real Madrid. Clubul venise să mă vadă la acel meci. Real Sociedad venise directorul sportiv cu președintele și cu mister. Și a venit pentru Ovidiu Stângă. Că am fost amândoi cu Dinamo. Că Dinamo trebuia să joace cu Real Madrid. Și meciul nu s-a disputat pentru că n-au ajuns la o înțelegere cu televiziunile economic. Da, și nu s-a transmis. Și nu s-a transmis. Și nu s-a jucat. Aha, și au venit la hotel și a doua zi am semnat contractul. Da, am fost foarte... N-ai stat pe gânduri. Nu. Eu beam Spania și iubesc Spania. Pentru că am văzut altceva. Îmi plăcea fotbalul din Spania. Un fotbal, pe, să zic așa, pe stilul meu. Eu de asta zic, toți jucătorii trebuie să se... să-și dea seama că au un stil de joc care se pretează pe o ligă sau alta. Nu să te duci la întâmplare. Am înțeles, s-a făcut un sondaj în care tu ai fost situat extraordinar de bine în istoria acestei echipe de tradiție a Spaniei. La Real Sociedad mi-au dat premiul cel mai iubit jucător străin din istorie, da? Acum foarte mulți ani. Da. Da. Pentru că... E un trofeu de suflet. Da. Eu am avut la început ghinion, pentru că primele 3 luni am fost accidentat. Eu niciodată nu făcusem rupturi musculare și am făcut 3 la rând. Da. Era terenul foarte rapid, erau alte condiții, altă hrană. La rupere de ritm. La rupere, da. Și după aia am intrat, am început să marchez. Și am făcut un ulcer. Am luat aspirină și Voltaren în același timp. Mi-a atacat flora intestinală și am făcut ulcer. Și atunci ulcerul era mai greu de tratat. Da. Și îmi aduc aminte că m-a ajutat foarte mult antrenorul care a zis un om normal stătea la pat. El a jucat. Și a jucat cu ulcer. Da, într-un fel, ne aduce aminte și de Marele Oblemenco, care tot așa a avut niște probleme. Da. Era un ulcer și era săracul să dea ortul popii. Și mi-aduc aminte nebunile la care eu v-am spit în fața spitalului, sute de oameni. Da, mizeri. Care se rugau, adică chiar a fost ceva impresionant. Era acolo un pelerinaj și într-un fel poate asta l-a ajutat să revină în viață și să redevină fotbalistul atât de iubit și de admirat. Și Și am început să joc, am început să marchez și am stat acolo 3 ani. Am mai stat 2 ani jumate. A venit Habo Irureta, care era un tip special, iar ultimul an cu Bert Kraus. Ai avut o grămadă de antrenori în viață. Da. Care te-a înțeles cel mai bine și te-a pus cel mai bine în valoare? Unde și cine? Eu cred că Pițurcă. Pentru că îmi permitea să joc liber, stânga, dreapta, vârf, al patrulea la mijloc, câteodată când jucau decât cu 2 vârfuri. Cu Marian m-am înțeles foarte bine, cu Marian, cu Bondrea. Bondra, da. Apoi în Spania am avut antrenori foarte buni, Iruleghi, inclusiv cu Habo. Habo a vrut, Irureta a vrut să mă transferă la Celta. Cu el. Da, era Mostovoi, Carpin, care Carpin fusese coleg cu mine, era Catania, avea o echipă senzațională, era top atunci Celta de Vigo și nu m-a lăsat președintele lui Villarreal să plec. Ce cu echipe ai avut în cei 3 ani de la Villarreal mai important? De la Real? Da, la Sociedad. De Pedro, care a fost cel mai bun jucător din campionatul mondial 2002, Kovacevic. Nume mare, da? Da, Carpin. Important, Carpin, da, ai spus, da. Da, Aranzabal era un jucător la fel titular la echipa națională. Am avut colegi foarte buni, López Recarte, am avut colegi buni. Mare, da. Hakan Mild, suedezul, care... Da. A jucat și la națională. Am avut colegi buni. El a ratat primul 11 metri la departajare. Da. A vrut să ne ajute, dar noi nu. Noi n-am vrut. Am refuzat ajutorul, da. Am avut colegi buni, dar eu cred că cei 3 au fost cei mai buni. Carpin, Kovacevic și De Pedro. De Pedro avea un stângaș senzațional. Deși echipă cu valori, când erai valid, aveai locul tău în echipă. Nu era problemă. Nu, eu am jucat tot timpul. Minus câteodată în ultimul an cu Kraus, că jucam titular, veneam la lot
Și când mă întorceam de la lot, nu mă băga. Zicea că nu, că voi ați fost la petreceri la București. Nu, a, așa și fotbal. Închipuia. Că bine, da, așa și închipuia, da. Și el, nu știu. Și nu. Și el asta era motivul. Da, lui. Și acolo vă uceți la... Da. Și am ajuns la campionatul mondial din 98, unde am și debutat. L-am schimbat pe Gicanu, care am spus-o tot timpul. Cred că a fost una dintre marile greșeli ale lui Neapuiu, că dacă Hagi rămânea în teren... La meciul ăla cu Croația. Cu Croația, da. Poate altul era rezultatul. Da, și l-a schimbat de vreme, abia început, da, să repriză. 55. Da. După aia a venit, mi-aduc aminte, la Albi, a venit vicepreședintele clubului și mister, au făcut 500 și ceva de kilometri decât să vină. 600, 1200 de kilometri dus întors în aceea zi au făcut. Da. Că i-a lăsat Neapuiu decât o oră. Să se adevărbă. Da, da. Și m-au convins, au zis că un proiect de viitor. Eu am râs la început, că Via Reale, da, era un sătuc. 48.000 de locuitori avea. Uh-huh. Dar, într-adevăr, președintele s-a ținut de cuvânt, a făcut o echipă uriașă. A investit foarte mult, e un om... De unde li se trage numele de la melodia Beatles-ilor? Submarinul Galben? Fără discuții, da. Da, fără discuții. Deci, echipă... n-ai schimbat total albastru, că nu, era albastru, da, galben. Da, și tricou galben, dar cu dungi albastre, pantalonul albastru, tot timpul. De altfel, noi avem aici... Jambiri albaștri. Avem în spatele tău și un dintre tricourile purtate de tine acolo, adus de Răzvan Stoian, de la Muzeul Fotbalului. Să nu fii singur, să fii cu soția ta. Da, da. Aici, aici e o dispută cu Raul. Da, 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 cu celebrul Raul Real, nu? Raul González, da, Blanco, da. Da, tot Raul Real, cum... Da, tot coptar, vezi? O emblemă, da, 8 la 8. Da, a fost o perioadă... Nu te dai, nu te lăsai. Nu. A fost, cred că, cel mai bun an al meu în Spania ca și goluri. Am marcat 13 goluri în 35 de meciuri. Foarte bun an în plan personal. Dar, din păcate, am câștigat pe cam nou 3-1, 1-3. Și de la meciul ăla ni s-a tras tot, că am crezut noi sau mulți dintre noi că suntem Pele, Jairzinho și Sico la un loc. Și mi-aduc aminte că eram la egalitate cu Barcelona după acel meci la puncte. Noi am coborât, am căzut în Liga a doua și au fost campioni. Da, am 14 etape clasamentului. Fără, da, da, da. Ai stat 4 ani acolo. Foarte bun. Ai jucat 120, ai făcut cel mai mult din Spania 4 ani, aici ai 120 de meciuri, aproape 30 de goluri. Da, a fost un an, au fost 4 ani foarte, foarte buni. Mai puțin ultimul cu Victor Munoz, că era un antrenor foarte dificil. Eu cred că a fost cel mai dificil și cel mai modest antrenor care l-am avut. Sincer. E rău când se, exact lucrurile astea se... Da, și îmi pare rău să spun, i-am spus și lui că mie mi-a făcut rău în carieră, pentru că el era numai pe alergat. Noi care știam... Era pe forță. Pe forță. De fapt, eu am făcut o ernie inghinală din cauza lui. Eu, care aveam 80 de kg, m-a pus să fac haltere cu 140 de kg. În pregătire, nu în jocuri sau în antrenamente. În pregătire. Dar e mare lucru să îți cunoști jucătorii, să știi. Da, să știi. Să nu aplici niște șabloane din astea de pregătire. Cum să mă pună pe mine de... să fac genuflexiuni cu 140 de kg? Și imediat am ajuns la operație. Operat. Apropo de nebunia asta, pregătirii fizice, ai fost în stagiul de pregătire înainte de America, la Bormio, în Italia, tu ai fost? Nu. E, acolo, la fel, Iordănescu i-a rupt pe jucători, a fost ca un antrenament de la pentru Pușcaș și Marin, cu niște grohotișuri, că au crâi săraci, au toți, au vrut să facă o grevă de-aia între ei, că nu mai suportau, știi, 11 zile acolo i-a rupt. I-a dărâmat. De ce, dar, nu mă surprinde? Da, le-a prins bine, știi doar. Ai scăpat. Da. Ai scăpat, nu, dar nu mă surprinde. Ne-au bătut Sion 4-2 și ne-a sculat la 7 dimineața. Am făcut o oră alergare 3x4 spre 4x4 pe nemâncate. Și după aceea ne-am urcat în avion și am plecat în Hong Kong. Da. E, și acolo a fost o întâmplare care, e bine, o să o povestim la momentul ei. Și-a urmat iarăși o perioadă foarte frumoasă, ultimii 4 ani de fotbal, la Getafe. Da, la Getafe am avut o ofertă. Cel puțin de la fel de iubit, da, ca și la San Sebastian. Da,
poate chiar mai mult. Și aici am fost jucător foarte iubit. Da, foarte peste tot ai fost, dar e greu să faci o ierarhie. Da, da. Eu cred că cel mai iubit am fost la San Sebastian, aici e momentul când semnez cu Ángel Torres, e președintele clubului. La Getafe. La Getafe încă este președintele clubului. Are longevitate, asta e bine. Da, da. Aici venisem din luna de miere, și aveam o ofertă de la Rapid, dar n-am vrut să mă întorc, n-am vrut să Rapid își aducă înapoi în țară, Copos. N-am vrut să trișez Craiova și am rămas în Spania, am rămas la Getafe. La început eram o... Getafe la cât? 10-15 km de Madrid, e ca aproape 6. 6 km. 6 km. Deci, e ca deci de la ieșirea din Madrid până în Getafe sunt 6 km. Da. Și o echipă nouă, făcută parcă în 83. Este o echipă destul de nouă. Bine, ei sunt în 20 ceva, dar s-au schimbat de multe ori numele. Da. Dar echipa Getafe, club de fotbal, cum îi spun ei. Actualul Getafe. Da, actualul Getafe n-are atât de multă istorie. Și era o echipă mică, modestă, o echipă de cartier, practic. De fapt, Getafe e cunoscut oraș dormitor. Uh-huh. Pentru că cei care n-aveau bani, să zic, să trăiască în Madrid, venea în Leganes, în Getafe, în Mostoles, de unde e Iker Casillas. Și au fost 4 ani... Orașe satelit. Da, orașe satelit. Au fost 4 ani incredibili. Ai mari metropole, da. Da, primul an eram un grup de prieteni, am terminat pe 11, nici nu știu. Dar atmosferă foarte frumoasă. Atmosferă foarte frumoasă. Păi și aici ai jucat 120 de meciuri, la fel ca... Da, bine, aici au fost Submarin. Al doilea an a fost senzațional, pentru că nimeni nu te dea un cent pe noi și am promovat în prima divizie. Eram cam a 12-a favorită. Da. Dar contractele tale au mers la fel sau au mers în progresie? Că aici, într-un fel, a fost un pas înapoi, era a doua asta divizie. A fost chiar un pas mare înapoi. Da. Da. De fapt, eu la început nici nu mai vreau să continui. Dar m-a convins Ángel. M-a sunat președintele. Președintele. Vino. Și acum am înțeles că și locuiești acolo, nu? Am locuit pentru că după ceva timp m-a chemat că echipa retrogradase și a zis ajută-mă, nu știu ce, că tu ești un jucător foarte iubit la Getafe, ajută-mă să promovez. Am promovat și a doilea an ne-a dat afară pe toți. Pe mine, pe Toni, i-a zis că nu mai are bani să le plătească. Ah, din cauza asta, da. Nu, de unde câștiga 68 de milioane numai în televiziuni. Da, acolo se plătește. Da, a zis că bine, cu mine s-a portat frumos. Da, da. Nu pot să... Consecința a fost aceeași. Vorbele frumoase, faptele mai puțin. Fapte mai puțin, exact. Aici exact. Cu echipirea ai avut la Getafe în perioada ta? Nume mai reprezentative. Nu prea au fost nume așa. Era Jordi, Michel, Belenghier. Jordi, băiatul lui Craiv? Nu. Am crezut că... Vârful de la Saragossa, un timp masiv, foarte... Da. N-am așa echipă. Gabi, capitanul lui Atletico, Raul Albiol. Păi uite, vezi. Da, uite, uitasem, vezi. Diego Rivas, care după aia a jucat la Real Sociedad. Am avut o echipă de muncitori, de jucători cu spirit. Da, și mie îmi spunea tot timpul președintele, ăștia să alerge pentru tine, dar tu să le bagi bani în buzunar. Da, și adevărul... E greu adevăr să faci o echipă în apropierea Madridului, unde sunt cele două forțe Rayo, de prim plus plan. Rayo. Plus Rayo, care e tot acolo, adică tot acolo. În același bazin tu să mai vii. Este foarte, foarte greu și este foarte greu să reziști atâția ani la nivel înalt, pentru că Getafe din 2002 când am promovat noi, din 2004, scuze, când am promovat noi, o singură dată a fost un an în divizia B. În rest, numai în prima divizie. Primera, da. Da, și mi-aduc aminte că aveam jucători care câștigau 2000 de euro pe lună. Dar jucau. Dar jucau. Salarii mici, dar... Da, salarii mici. La milionarii. Da, salarii mici și ne băteam cu Real Madrid. Păi asta spun. Da. Chiar i-am bătut pe Galactici. Frumoasă, semnificație cu atât mai frumoasă când cu jucători atât de modest plătiți. El era mai mult așa dat la prime, să ne motiveze, să motiveze echipa. E o tehnică și asta, da. Salarii mici, dar să dai prime mari.
5.000 de euro, de exemplu, dacă îi băteam pe Real Madrid și i-am bătut 2-1 cu Zidane, cu Figo, cu Ronaldo, cu Raul. Cred că nu neapărat banii să joci cu Real Madrid. Da, era o motivație. Să joci cu Real Madrid, ce motivație mai mare există? Exact, pe asta, sau cu Barça. Sau cu Barça, sau cu Atletico Madrid. Sau te duci la Valencia, la Bilbao și la joci cu Athletic Club și sunt 50 și ceva de mii de oameni în meci de meci. Este ceva incredibil. Cel mai puternic stimulant, adică nu mai ai nevoie. Nu mai ai nevoie de prime, da. E povestea asta atât de frumoasă pe care aș vrea să intrăm puțin în ea, pentru că este o chestie extraordinară. Un român cu statuie în Spania și o statuie, dă-mi culmea, care îți seamănă foarte bine, că am văzut multe statui. Aici e în penumbră, dar erau și alte fotografii în care se vede figura ta este foarte bine prinsă, nu numai expresia fizică, să spunem așa. Nu-ți mai spun, Grandă, că a venit un băiat din Bilbao, era român. Da. Care el turna în lut, deci era specialist. Da. Și el a făcut statuia, după aia e statuie de bronz. Da, el făcea matrița, să spunem așa. Da. M-a ținut 2 ore, a fost, nu o să uit niciodată, în ianuarie, un frig la Madrid. Trebuie să stai în echipament și... În echipament am stat. Da. Normal, da. Mi-a măsurat de la degetul mare și mic de la picior până ultimul păr din creștet. Da. Incredibil, deci un profesionist. Poze. Foarte bine ieșit. Da, foarte bine ieșit. A ieșit foarte, foarte bine. Chiar își făcea o comparație cu statuia marelui Ronaldo, care și el spunea, mă, nu seamănă deloc cu mine. Și te arăta pe tine, iată ce bine a fost prins. Da. Adică și el era invidios. Nu, este foarte reușită statuia, din păcate, nu mai este. Au vrut să o fure... Păi am înțeles, dacă povestea e foarte interesantă. Da, este foarte interesantă. Ea a fost amplasată într-o parc, zonă rezistentă, da, din zona nouă din Getafe, foarte aproape de stadion. Deci treci autostrada și este... Da, sunt 2 kilometri, 1 kilometru. Dar era o tentație, că sunt 200 de kilograme de bronz acolo. Da, exact. Și cred că s-au bătit român de ăștia, de nu știu care sunt cu... Și-au pus ochii pe ea. Asta mi-au spus cei de la primărie. Statuia, ei au vrut să o ia de pe soclu, da, au venit cu o macara. S-o mute în altă parte. S-o bage în... era deja furgoneta pregătită. Da. Și au vrut să o ia, să o bage la topit sau unde vreau eu să o ducă. Erau îndrăgostiți de tine să te pună în carte, în casă. Și rămau apartamentele cu 200 Cred kilograme. Că a sunat un vecin, că a auzit zgomot și a venit poliția. Și când a venit poliția, au lăsat macaraua mică și au fugit. Au lăsat acolo și au fugit. Da, pentru că macaralele la mici n-au un număr, nu știau ale cui sunt. Nu te găseau. Uh-huh. Și au găsit-o cu toate firele smulse, scoase și au dus-o la primărie, au băgat-o într-un camion, și este într-o hală. Uh-huh. Și mai există acum sau? Da, există. Deci numai am vorbit cu Sara, cu primărița de la Getafe și am spus, Sara, acolo nu se vorbește cu dumneavoastră că se supără, că zice că mă faci bătrân. Nu, de asta sunt obișnuit. Da, direct. E normal, e o treabă de civilizație care... Da, educația spune vine pe altă parte, nu că îmi spun dumneavoastră. Da, nu formula asta de adresare. Și i-am spus, Sara, lasă-mă mie, că o duc la mine, o pun în curte, în grădină. Pun în curte, sigur, mă uit la ea, mă. Îi fac plecăciuni, beau cafea cu... Mă închin la ea, mă. Și a zis, nu, Gica, că... Păi, cred că pe inventarul lor, că a costat ceva. Și cine a dat banii? Primăria? Primăria. Uh-huh. Pentru că i-au făcut atunci un sondaj, au vrut să pună în toată zona metropolitană, Getafe, 11 statui. Oameni care au însemnat ceva pentru comunitate. Toreador, fotbaliști, exact. Scriitor. Exact. Oameni reprezentativi. Și pe mine, mi-aduc aminte, m-au votat aproape 70% din socios, din abonați. Uh-huh. Ceea ce pentru mine este incredibil. Getafe are vreo 180.000 de locuitori. 220 avea. A trecut de 200. Da, a trecut de 200, uh-huh. da.
Pentru că se fac zone noi și cum, da, fiind aproape de Madrid... Da, se mărește, sigur, da, e de expansiune. Fiind aproape de Madrid... Se construiește și se mută mulți acolo. Nu, da, la o, era 2 eurometru și acum e 2000 metru. Oho. Da, e incredibil cât a crescut Hetafe. Cavalcada prețurilor, care reflectă ce se întâmplă. Și de asta spun că n-au vrut, a zis că nu, că are o valoare și că nu pot. Nu, da, e pe inventare, pe patrimoniul lor, dar poate găsesc ei un loc unde... O să găsească, sunt convins că o să găsească până la urmă. Acolo a fost și încercarea ta de a intra în politică, nu la Hetafe. Da, Grande, dar nu e politică. Eu am candidat... Așa zice, politică, da, administrație, politică, mai bine spus. Eu am candidat la... pe sport. Pentru Consiliul Municipal. Pentru Consiliul Municipal pe sport, dar ca independent. Eu n-am fost... Nu te-ai sprijinit, n-ai fost lipit de niciun partid. Normal. Da, da, numai că ei au vrut să tragă, să mă pună pe Partidul Popular, care au un... Cred că ca și PNL-ul sau nu știu. Da, în sfârșit. În sfârșit nu știu, că nu, în politică sunt zero, nu înțeleg nimic. Putem să ne ferim. Da, și nu-mi place să vorbesc despre ceea ce nu știu. Și am ieșit ales. Trebuia să mă duc să declar la primărie, să-mi iau mandatul, să... Și am zis, am renunțat. Și ajunsesc... Mai stai nici două luni, e? Și tu n-a stat nicio zi. A, nici nu, deci, nu ți-ai luat postul în primire. Nu. Păi exact când trebuia să-mi iau postul în primire, am renunțat. Și da, de ce acum între prieteni. Da. Primărița a câștigat 3.000 de euro. Eu aveam 6.000 de euro. Păi și de ce ai dat cu piciorul? Păi ce să fac dacă nu-mi place? Dacă săreau... Oltencă post. Oltencă post. Dacă săreau unul la mine să mă certe. Eu care nu m-a certat cu nimeni trebuie niciodată. Nu trebuie să iei numai bunele, trebuie să iei și... Alea mai fierbinți dintr-o funcție, dintr-o postură din asta. Am preferat să nu mă doare capul. Ce, erau bani bune. Erau bani enorm. Și popularitatea și faptul că rămâneai acolo. Și mai ales că tu erai pe o zonă iubită de sport. Da, pe sport. Da, dar cum nu comandam eu, nu puteam eu să aleg, să decid, să... Da, acolo era la vot. Da, era la vot. Oricum era la vot, dar chiar dacă... Tu propuneai diverse lucruri și... Da, fiind tu principal... Era diferit, dar cum a ieșit Partidul Social Democrat, PSOE. Da, Partidul Socialist. Da. Am renunțat. Deci ai făcut-o și pe asta. Am făcut-o și pe asta. Apropo, am făcut-o și pe asta. Ai licența de antrenor, nu? Am făcut școala de antrenor la Federația Spaniolă, care este una dintre cele mai valorate. Cât a durat școala de antrenor ta acolo? 2 ani. 2 ani. Am făcut, unde au făcut niște antrenori. Somități. Guardiola, Luis Enrique. Cine știe? Cine a auzit de ăștia? Cine a auzit de ăștia? Inclusiv care a fost coleg cu mine și... În generația ta? Da, sunt interviuri de ale mele. Scaloni, care e mister al Argentinei, campion mondial. Da, actualul antrenor. Și Raula. Și le-am spus de la început... Cei mai buni antrenori vor fi Andoni Iraola și Scaloni. Ai pentru că se vedea. Ei simțit, da. Da, se vedea. Bine, cum pregătesc antrenamentele, cum... Da, aveai cum... termen de comparație cu atâți oameni care lucrasei. Și m-a surprins că n-a ajuns Pandiani, El Rifle. Walter Pandiani, uruguaianul. Și el a fost cu continuată. Și el era foarte, foarte bun la... Da. Dar uite, n-a avut noroc. Saviola a fost cu mine, Valeron. Oho. Da. Numai nume celebrități. Leo Franco, deci am fost o generație bună. Da. Dar nu te-a atras pe tine munca de antrenor, nu? Știi care e treaba, Grande? Eu am spus tot timpul că aș fi vrut să ajung la Craiova. Ah, antrenor la Craiova. Da, pentru că pentru mine... Păi bine, un vis care încă nu trebuie anulat sau șters din perspectivă. Cea mai mare onoare a fost, și nu o spun, să îmbrac acel tricou. Pentru că pe mine m-a ajutat enorm în viață faptul că am fost acolo la Craiova, am ajuns la echipa națională, am fost campion, rampa de lansare, păcate, ultimul campion al României cu Craiova, am jucat la echipa națională, am ajuns afară, am fost un jucător foarte iubit, continui să fiu un om foarte iubit la Craiova. Și prin ce ai făcut ca fotbalist, dar și prin comportamentul tău și devotamentul care l-are sincer pentru Craiova. Pentru Craiova.
Tu găsești exact. Mereu doze de optimism, de fapt, cum sunteți voi oltenii. Deși vin necazurile așa, știi, și cade avalanșa continuă aproape, voi toți ziceți că nu, gata, ăsta e unul și începem iar să urcăm. Și să tot amână clipa aia de an și an de zile. Da. O să discutăm și despre postura actuală a Craiovei. Hai să discutăm puțin și despre povestea ta cu Naționala. Te-a debutat Iordănescu. Da, prima oară la lot am fost cu Cornel Dinu. Da. Cu Mister. Dar n-ai apucat să joci. Nu, nu. M-a luat în canton. M-a luat la... nu la Săftica. Unde se făcea înainte? Lângă Crown Plaza. Era sediul la Federație atunci. A, la poligrafie, acolo. Acolo, da. Da, 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 exact. Acolo. Vechiul sediu, da. Da, vechiul sediu, da, al Federației. Am fost acolo și m-a luat deoparte Dinu. Și mi-a zis, îmi place foarte mult de tine ca jucător, uite, avem un meci greu, că jucam cu Cehia, Cehoslovacia. Ala dinainte, ăla cu înainte de 5-2, da, ăla? Da, da. Bine că n-ai debutat acolo. Bine că nu te... Și... Bine că te-a lăsat în pace. Da, și foarte frumos mi-a vorbit Cornel. La Cosice, și, da. Și de fapt sunt și acum vorbesc cu el, îmi trimite mesaje pe la 5 dimineața când scrie, da, pe la... Da, pe el nu prea da, doarme. Fanatic, nu prea lucrează, doarme, da. Cornel, da. Un, nu prea doarme un, Mister. A schimbat și, ziua, da, cu noaptea. Și după aia a venit Puiu și m-a chemat la primul meci cu Feroe. Am, da, și debutat. Păi da, atunci când s-a săturat Răducioș de goluri, te-a lăsat și pe tine. Da, a dat 4 săracu. Și culmea, ai debutat în cel mai urât echipament care l-a avut vreodată România. Tricourile alea urâte, cadrilate, Africa Centrală, da. Nici pijama nu... Da, exact, un fel de pijamale, da. Unul dintre cele mai urâte momente. Cel mai urât. Da. Eu n-am văzut tricou mai urât la echipa națională. Cred că nu l-ai păstrat. Unde să-l păstrezi? L-am dat cadou a doua zi. De el, da. Păi da, eu râd de Radu, de Răduciu, îi spun, bă, frate, ai dat și tu o dată 4 goluri în viață, un careu de aș, toate, îmbrăcat în pijama. Nu puteai să îmbraci și un fotbalist ca să rămână o amintire frumoasă. Corect, corect, da. Da. Nu, cel mai urât. Nu știu, da, ar trebui... Pomă l-au pasat la tineret, a jucat Adrian Ilie cu el. Ar trebui amendat cine a ales tricoul ăla. Păi a fost amendat acolo o chestie, se pare că Adidas-ul, că tot de la Adidas era, a avut un, da, niște rebuturi și ne-a păcălit pe noi. În contul altor echipamente să le avem pale. S-au revanșat pe urmă cu Vârșin de Sat în America, unde am avut chiar cele mai frumoase tricouri. Da, echipament superbă, frumos. Adică noi tot timpul, da, am avut echipament, da, așa frumos. Da, atunci în America chiar, da, a căzut galben. După aia roșu. Culorile tricolorului, da, au fost foarte frumoase. Da. Tricouri frumoase, da, chiar frumoase. Ai adunat 25 de jocuri, puțin și ai dat 4 goluri în câți ani, în 5 ani? În care tot, da, foarte puțin. Da. Nu, dar era și concurența mare. Asta era și concurența mare. Asta trebuie spus, adică era Răducioiu în prima formă, Pomă a apărut... Era Răducioiu, era Jean, care era unul dintre marcatorii în România, era, da, da, era Lăcă. Sigur, a apărut și Viorel Moldovan. A apărut după aia Viorel Moșimotanu. Da, da. Era greu, era greu să-ți faci loc, da, la, da, echipa națională. Da. Și mai ales ne-a pus juca cu un vârf. Asta era cel mai complicat. În Franța ai spus că ai jucat în locul lui Hagi la acel, da, meci în care până și eu am zis la fel, că 11 metri a fost de ușor dat la duel, la umor, la umăr și a marcat Șucăr. Și mai ales Șucăr îl trage. Da, 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 îl trage. Și cade, da, peste avea el, trucurile, toți ăștia, da, trucurile. Vârf, da, la Real Madrid. Iată, aici avem o fotografie. Spaniolii s-au făcut statuie, nu uite, am așezat la loc de cinste la Muzeul Fotbalului, într-o tripletă de aur, Marcel Răducanu în stânga, Gică pe care o aveam la mijloc, iar în dreapta este cel la care tu totdeauna te raportezi ca la icoana fotbal românesc, Gică Hagi. Da, ai spus un lucru foarte frumos, când vorbești de Hagi trebuie să ne ridicăm în picioare. O chestie extraordinar de frumoasă. Mi-a plăcut atunci când am auzit-o prima dată. Dar așa am considerat tot timpul, că Hagi a făcut ceva pentru fotbalul românesc și pentru România. Nu numai pentru fotbal, pentru România. El a fost un simbol, continuă să fie un simbol al fotbalului românesc. Și acum, dacă întrebi pe oricine în Spania, bine, ne cunosc pe toți spanioli, mai, da, ales, da, cei, da, iubitori de fotbal, dar Hagi e Hagi. Rămâne, da, rămâne un reper. Barcelona, Real Madrid. Numai să faptul joci, că ai fost legitimat la cei două cluburi. E deja ceva uriaș, da. Și de asta am spus. O carte de vizită. Pentru noi, pentru românii de
care nu l-au, de după Revoluție, Hagi este cel mai mare simbol al nostru. Ți-ai fi dorit să joci mai mult cu el? Te putea pune în valoare? Puteai să... În dinamica pe care o aveai tu în joc? Da, pentru că avea o viziune senzațională, uluitoare. Uluitoare. Vedea ultimul pas ca nimeni pe acele timpuri. Eu ca și coleg, în afară de Ilie, la Severin, că stingea țigara, o călca și îți dădea două pase de gol, asta nu mai spun, era un geniu. Da, totul pornea dintr-un instinct al lui. Da, eu cu Ovidiu Stângă m-am înțeles cel mai bine. Cu ochii amici, se uita în tribune și îți dădea o pasă cu exteriorul senz... Jucător bun, un geniu. Dar Hagi, eu cred că toți românii ar trebui să-l valoreze pentru ce a fost el ca jucător. Să nu mai fie așa criticat. Sau... Din păcate noi așa avem obicei, da, oamenii că sunt între noi, nu știm să-i prețuim, da. Nu știm să... Le arătăm recunoștința pentru tot ceea ce au făcut. La Real Madrid, grande, scuză-mă că te întrerup. Da. Nu e de întrerup, discutăm. Butragueño are 5-600 de mii de euro pe an. Decât să vorbească două minute ca ambasadorul Realului. Să-l țină aproape clubul și să-l pună în valoare. Că a fost cineva, în aceeași perioadă, jucător enorm. A jucat și în aceeași perioadă cu El Buitre. Da, da. Cu El Buitre, cu la Quinta del Buitre, așa se numea, da. Cu Sanchez. Cu Michel, da. Cum ai aproape 500 de jocuri, mă uitam. Da. Echipe de club, astea la națională, cupe europene și ai dat aproape 150 de goluri. Sunt cifre frumoase. Puteam să dau mai multe. Totdeauna ai loc de mai mult, de mai bine, de mai frumos. Eu am fost mai mult decât un marcator, un pasator. Eu mi-aduc aminte anul când am promovat cu Getafe, cred că am dat 25 de asist. Da. Acum se contabilizează și astea, când se iau în calcul. Da, atunci nu se contabilizau. Acum, asisturile sunt foarte importante, la fel ca și golurile acolo. Da, eu tot timpul, nefiind un vârf, da, îmi plăcea mai mult să asist decât să marchez. Da. Ar trebui să-l facem loc în discuția noastră, clar, povești din America. Pentru că tu ar fi trebuit să fii în lotul ăla de America. Aici este o pagină din cartea mea, a fost toată ca niciodată în America și ar fi trebuit să fie în catalogul, în avionul de America și mini-catalogul absenților. Și eu am început cu tine. Iată, este aici și o explicație pe care eu am dat-o, pe care tu ai completat-o acum de curând, am auzit, când turneul ăla din Hong Kong, care n-a fost niciun ziarist, în 94 România a jucat foarte multe meciuri, și cele oficiale și cele amicale, este anul record al fotbalului românesc, cu 18 meciuri, 9 oficiale, 9 amicale, și numai două înfrângeri au fost de-a lungul anului ăla și au fost adversari redutabili. A început cu acel turneu din Hong Kong. Tu spui că acolo ai avut o divergență cu Puiu, o discuție, și pornind de la rolul și rostul tău în echipă, dar și o chestie de neîncadrare în program. Nu, care a fost treaba grande? Neapuiu tot timpul a fost un om foarte strict. Rigid, exigent, da. Da, exigent. N-aveai voie să râzi, practic. Și eu eram numai pe... Da, pe poantă, pe Caterinca, cum spunem noi. Cu atmosferă, eu și Didi. Și Didi era asemănător cu mine. Aveți multe lucruri comune, știi? Hâtrii, vorbe de-astea de duh, scoase nu știu de unde. Și am fost, mi-aduc aminte, cu o zi înainte... întârziaseră la antrenament Panduru și Gâlcă și noi am amendat și a așteptat autocarul. A doua zi am întârziat eu cu Stângă un minut. A, deci doi plecați, stelici, pomă, doi olteni. Plecase autocarul. A trebuit, am luat un taxi, am întrebat la recepție unde să duc și am avut noroc că cineva din stafful din afara hotelului, care descărcau bagajiștii. Da. Au înțeles unde a plecat echipa națională. Am luat un taxi, ne-am dus la antrenament și am ajuns exact când începea antrenamentul. Am avut un noroc chior, pentru că oricum ne-a amendat, ne-a salutat. Atunci Neapuiu, eu cred că a greșit față de noi, sincer. A exagerat. Îmi lua felia de pâine din farfurie, eu aveam 7 de kg, eram ca pisica pe rogoșini și zicea că-s gras.
Bine, el a avut o obsesie asta cu pâinea. Obsesie cu pâinea. Mi-aduc aminte în 96 ce a făcut, ce îi făcea lui Dan Petrescu. Da, care da. De, apropo de pâine, că ăsta sincer nevoia și mai ascundea, aranja cu ea, venea pe sumasă câte un coș cu chifle și el avea o oglindă pusă acolo în sala de mese, în față stătea, dar vedea în oglindă tot ce se întâmpla și zice, bursucule, vin să te mănânc, te omor, lasă chifla, lasă nu știu ce știi și ăla, băi nepuiu, nu mai foame, nu știu ce știi. Mai ales că noi am nimerit atunci în 96, am fost cu ei, criza aia vacii nebune, în Anglia se mânca foarte multă vacă și atunci nu mai aduceau în Argentina. Da, înțeleg, la ei da, e carnea numărul 1. Și adusă niște carne de curcan care e atât de fadă, indiferent cum se chinuia gelul să o gătească, greu tot, de mâncat. Da, parcă era tal de pantof. Simțeau nevoia, era foame, îi muncea, cum îi muncea în stilul care de puiu și mai ales dănuțul meu, aranja cu ea, da, mai adun niște chifle, știi? Da, da, e logic, da. Tu trebuie să te hrănești dacă faci antrenament și mai ales antrenamentele. Da, da. Nu, și vorba aia, dumne, te adaptezi fiecărui jucător la nevoile lui. La... Da, nu, neapuiu nu a vrut să pune ne adaptăm șablonul, toți. Da. Da, după... Păi tu ai avut și discuții apropo de rolul tău în echipă. În echipă, eu am spus, explici da, da, eu ce poți spus, juca tu, unde poți da randamentul maxim. Eu nu pot să joc nouă. Nou, vârf. Pe stilul clasic, da. Da, pe stilul clasic. Eu nu sunt un vârf și mai ales în turneul ăla, să te uiți în anale, erau, jucam 5-4-1, 5 fundași, erau toți de, aproape toți de la Dinamo, 4 mijlocași, toți de la Steaua, era Ilie Stan, Gâlcă, Panduru, Ilie Dumitrescu și eu vârf. Nu știu dacă atingeam 5 mici pe meci. Și am spus, nepui, eu nu pot să joc vârf. Sunt ca și inexistent, dacă... Da, inexistent, pentru că nu am... Cum? Nu știu să joc cu spatele. Mie îmi place să vin cu fața la adversar. A început să țipe la mine. Că tu joci ce spun eu, nu ce vrei. Tu ce crezi tu? Spun eu că... Da. Și eu păi am mai avut o discuție în asta în America cu Panduru. La fel, a vrut să-i dea lui Panduru rolul, tu nu știi, că a fost să-i dea locul lui Sabou, un fel de mijlocaș dreapta, să facă partea dreaptă. Și Pandi i-a spus, tot așa a încercat să-i spună, nu irreverențios, nepuiu, mi-e greu mie să joc acolo, să arăt ceea ce pot să fac. Eu mă simt bine, dau maxim jucând mai pe zonă centrală. Da. Sigur că era greu, că era Hagi acolo. Dar el și-a spus, punctul de vedere, n-a să-l fie dat Hagi la o parte, n-avea pretențiile astea. De el a încercat să-i spună unde dă el randamentul maxim. Cel mai bun randament, corect. Și la fel s-a enervat, dar până la urmă l-a băgat și Pandi a apucat să joace niște minute bune și chiar în meciul cu Suedia a fost între cei mai buni. Numai că nepuiu, îți repet, grande, era foarte dificil, foarte rigiditatea complicat. Asta. Tu știi un lucru, că el are rădăcini de Oltean? Nu. E, Clement, eu spun sigur asta, bunicul lui, Clement Iordănescu, e Oltean-Oltean. Deci el e jumătate Oltean. Cred. Păi de-aia vezi, v-ați întâlnit doi Olteani pietre tari. Da, a fost în premieră ceva acum, da. Da, căpoși, căpoși. Da. Și de asta, pe mine, eu cred că m-a dezavantajat în multe aspecte, pentru că n-am înțeles, pur și simplu n-am înțeles. Da, din păcate... În campionat jucam bine, nu putea să reproșeze. Dieter, păi asta nu putea să am, reproșeze. Adică argumentele erau de partea ta, adică n-am pus... Pomă l-am numit pe Lăcătuș, al doilea mare absent, dar el a recunoscut cu Lăcătuș că a făcut o greșeală. Dar cu mine nu o să recunoască niciodată. Că nu l-a convocat niciodată, orgoliu, da. Din mândrie nu o să da, recunoască. Nu e orgolios, e... Da. Pentru fel asta, acum știi cum este, l-a și ajutat să obține performanțele pe care le-a obținut. Eu am fost cu ei acolo. Cartea asta e scrisă tocmai ca o oglindă a ceea ce s-a întâmplat, ca să cunoască și oamenii cu lucruri de culise, lucruri că am fost singurul ziarist care am stat cu ei timp de 44 de zile în cantonament, antrenamente, meciuri, tot. Și am văzut tot ce s-a întâmplat. Și am spus și lucrurile mai puțin bune, plăcute și mai puțin neplăcute pentru unii sau alții, dar eram obligat pentru că asta rămâne ca o mărturie peste timp. Pentru că e clar, generația se vor întreba, bă, cum naibă a ajuns România să fie pe locul 5 în lume, mă? Că noi ne zbatem, dar ne zbatem acum. De-aia am și numit-o, a fost toată ca niciodată în America, că e ca o poveste. Da, noi atunci, după aia, noi am fost locul 3 în lume, dacă nu mă înșel. În 97, da, 97, când am avut campania pentru Franța, unde ai fost și tu, am urcat, e cea mai înaltă poziție, în septembrie 97, locul 3 în clasamentul FIFA. În lume. În lume, da. Extraordinar. România, incredibil. Locul 3 în lume, oameni buni. Cine poate să creadă asta în ziua de astăzi? Dar a fost acea campanie extraordinară. 9 victorii și numai un meci egal. Da, Franța. Cu... Egal la în Irlanda. În Irlanda, 1-1. Atât, a dat Gicanu gol. A dat Gicanu gol, se propădise taică, sună Neiancu, și l-a dedicat, avea barbă și l-a dedicat lui. A dat Gicanu gol, da. O lovitură liberă, 30 de metri, a dat a dat o rachetă de aia, care s-a dus, parcă
peste obuz, obuz, da. Și de asta eu și mai mult nu înțeleg de ce el se termină mondialul și imediat la următorul meci mă ia la națională. Păi așa a făcut și cu Lăcătuși. Deci din nou mă ia la națională și așa joc, și, Lăcătuși, joc da. Și joc. Imediat urmă, cum a început campania pentru europene, l-a chemat. A și recunoscut public, spuneam de Marius că a greșit atunci că nu l-a luat. Și avea mare nevoie și de tine, dar mai ales de el, pentru că era jucător cu experiență. Da, jucătorii cu putere de mobilizare. La un turneu scurt, sigur, da, jucătorul cu experiență îți aduce mult, foarte mult. Da, și uite, Neluțu Sabu pentru mine la fel, a fost unul dintre cei mai compleți mijlocași. Da, din păcate el atunci tot plătea tributul unor accidentări care se tot repetau. Da, se repetau. La el a fost o motivare, să spunem așa. Și de asta și am jucat 7 meciuri în acea campanie pentru 96. Păi, nu neapărat să-ți fac și o reverență, dar vezi, de-aia am și trecut în revistă că... Bine, am spus în carte că, de fapt, ce am aflat și eu, întotdeauna au fost discutate selecțiile astea și alcătuirea lotului, numai zic, a echipelor. Încă din 30-34, Țară Săbulescu și Boia au fost cu... Nu mai spun apogeu cu Angel Niculescu și Mexicul, când nu l-a lăsat, nu i-a dat verde și Ludobrin, măcar un sfert de oră să joace... Și Lugăscanu, Nelu, Neanelu Oblemenco, n-a fost niciodată... Unul dintre mari îndreptățiții ai fotbal românesc este mare Neanelu Oblemenco. Cum să faci că aproape toți suntem multe? A avut și el sărac un minut în echipa națională. Asta e o dramă pe obrazul fotbalului românesc. Da, corect. Marele golgheter. 4 titluri de golgheter. Să nu-l aduci pe el odată într-un meci. Da, lucruri care pe vremea lui s-au schimbat mulți selecționeri, știi? Adică nu, măcar unul să fie avut ochi și pentru el. Niciunul, din păcate. Da, și un om care de un caracter mi-a rămas la suflet. Am și făcut ultimul interviu cu el. Am fost la el acasă, la Vâlcea, când făcuse 50 de ani și a avut un interviu în care a spus niște chestii atât de frumoase. Mi-aduc aminte că Radu Costaș a intrat prima dată o formă prescurtată în pauza unui meci, unui derby. Și Radu Costaș, Marle, a spus așa, că cine a zis Nero Oblemenco în 11 minute la Ionel Stoica, n-au arătat ăștia în teren timp de 90 de minute. A zis chestia aia frumoasă, noi fotbaliștii nu putem da palme decât cu piciorul sau cu capul. Adică dând goluri și arătând că... Nu, în afară de asta, Tunaru, Neanelu... Tunaru cred, blând. Da, eu cred că n-a jignit pe nimeni în viața lui. Da, da. Era rușine să spună dă-te mai încolo și a fost antrenor și poate și noi mai eram câteodată mai căpoși, mai... Mai repeziți, mai... Da, niciodată. Da, da. Și pot să întreb nu pe mine că m-a avut... Dar toată lumea. Am fost elevul dumnealui. Toată lumea. Lumea, indirect, de-aia vezi, primește această dovadă de iubire peste timp. Rămâne în sufletul oamenilor care, chiar dacă nu l-au cunoscut, eu, asta grande. E o chestie extraordinară. Asta e caratele care... Dispare ca fotbalist, dar ca om va fi... Exact, trebuie să rămâi. Trebuie să rămâi acolo, da. Și uite, asta mă bucur, în Spania A spus o chestie, fostul tău socru, desenicul prietenului, dar i-a spus o chestie foarte frumoasă. Nelu a dăruit totul Craiovei, dar n-a primit decât venin, pentru că Craiova nu s-a purtat deloc fair play cu el. Mi-aduc aminte, a venit, foarte a plecat, a venit și cu Ilie. La greu, când nimeni nu mai vroia, și cu el Ilie. A venit. Păi de-aia l-a făcut și pe Ilie să plece de acolo. Dar recunoștința asta la român nu prea se prescrie, cum se spune. Da, din păcate. Poate să vă ori schimba timpurile și la noi. Apropo, care ți-a fost relația cu socrul tău? Foarte bună. Până când m-am despărțit. Da. Atunci s-au schimbat treburile. Da, într-un fel, povestea asta, eu am spus aici, a neprezenței tale în America, se datorează și relației tensionate între cei doi gică ai Olteniei. Gică Craioveanu, Gică Popescu. Pricinuită de Oana, fata lui Petre, care a fost prietena logodnică a lui Popescu și apoi soția ta și ai primul copil cu ea, Codruz, nu? Câți ani are Codruz acum? 30. E născut. Nu v-a fost rămâneți nici tu, ai rămas împreună cu ea, cu Oana? Nu. Nu, pentru că n-a fost iubire. Da, nu intrăm în amănunte, nu face obiectul discuției noastre. Nu, eu nu intru în chestii de familie, astea sunt altceva, vorbim despre sport și aia, dar consemnăm ca fapt că, de fapt, asta an vorbit. De zile a fost o tensiune între voi și atunci, la momentul 94, era clar, Iordănescu, ar fi fost greu să aleagă între voi doi, că trebuia să aleagă. Popescu era Popescu, avea impactul care l-avea în lot, jucase deja atâtea meciuri la națională și nu-i trebuia un focar de tensiune
când știa la ce se duce în America, cantonament în condiții speciale, lung. Da, dar asta putea să gestioneze el într-un fel sau altul. Da, sigur, că da, nu, lucrurile sunt atât de delicate, de greu de discutat acum la ta distanță. Și nici nu vreau să mă gândesc. Da. E trecut, da, nu ne ai mai... Ai făcut parte clar și pe merit în generația aia care lumea a numit-o generația de aur. Cu cine rămas în cele mai frumoase amintiri din Spania și din România? Așa, continuați să vă trimiteți mesaje, să vorbiți, să vă doriți să vă întâlniți? Cu foarte mult. Aveam o relație bună cu Tony Doboș și cu Didi. Am stat foarte mulți ani cu Viorel Moldovan în cameră și am o relație bună cu Lobby. Toți băieți deosebiți. Da, toți băieți deosebiți. Păi, până la urmă, oamenii se adună. După cum le e felul de a fi, caracterul, comportamentul. Da. Îmi place Neluțu, mi se pare un om deosebit, Neluțu Sabău. Da, a rămas și un etalon de cu Prunea, caracter. Și în afară de asta, cu nebunii mei de la Superbet, cu Ilie, cu Stelică, Gașca voastră de acolo. Și cu Radu, da. Și acum, iată, vă întâlniți și la Digi, a făcut o... Ne întâlnim și la Digi, ne întâlnim la Superbet. O formă de așa acolo. Da, nu, eu am fost un tip foarte... Într-un fel am intrat și noi în rândul lumii cu această postură a voastră, a foștilor fotbaliști importanți, care ne ajută pe noi, spectatorii, să înțelegem mai bine jocul de fotbal. Deși ni se pare simplu, sunt multe lucruri care nu le putem vedea cum le vedeți voi. No, e jocul de fotbal, de-aia e atât de bine plătit. Este și cel mai dificil, este cel mai greu. Deși aparent simplu. Se joacă cu piciorul și trebuie să până pleacă și ajunge la unghie. Coordonarea vine de acolo, de la calculator. Da, de la calculator și dacă n-ai coordonare bună, e grav. Nu, e un sport foarte dificil și ce spuneai mai devreme, că treci de la agonie, de la extaz și invers într-o secundă. Da, este viață sub formele condensate, fotbal. Accidentări, peste accidentări. Sportul în general, fotbal în special, pentru că... Stres. Eu, pe vremea mea când jucam fotbal, nu exista stres. Acum este o presiune uluitoare pe jucător. Și sumele care sunt învârtite... Da, contribuie la această presiune. Dar unde se va ajunge? Unde se va ajunge? Să joci 80 de meciuri într-un sezon e inuman, incredibil. Uite, sunt în Anglia, că toate trei competițiile ale lor astea de prim plan sunt foarte importante, toți pun preț pe ele. Și Spania, eu mă uit la Real Madrid. Cele două cupe, duce prin Arabia, să duce prin America, toți să câștige bani, să facă... Da. Nu e normal ce se întâmplă. Sunt și sumele care se bagă în fotbaliști tot mai mari, de această concurență pe toboganul ăsta parcă nimeni nu vrea să oprească și atunci trebuie să ai resurse și de unde să atragi fondurile. Un lucru pozitiv ce au făcut ei cu fair play-ul ăsta financiar. Păi să încearcă cât de cât să se limiteze, să dea oarecare echilibru. Acum vor să inventeze Superliga Europei sau Superliga... Păi noi și noi competiții... Păi și atunci tu dai de mâncare tot la bogat și la săracul să... Da, nu, sunt niște dezechilibre. Prea mari. Se potrivește mănușe, postura asta de analist radio, TV, o faci și pentru noi, o faci și în Spania de ani și ani de zile. Grande, îmi place mult mai mult radio. De ce? E mai plăcut la radio, de ce? E mai plăcut așa, stai acasă, stai, nu te vede nimeni, spui ce vrei. Eu, dacă dumneata mă auzi pe mine la radio, leșini. Ești tot așa pe glume, pe Caterincă? Tot timpul. De-aia te plac și ai atâți oameni care... Mă întreabă de multe ori, că văd că tu ești poliglot, câte limbi vorbești? Eu zic 15, din care 14 le fluier. Sau... Foarte bine, ai replică la orice. Da, la orice. Ai replică firesc mă întreabă în engleză, of course, because. Numai și numai că la noi, să spun bancuri și bancuri mai aici... Mai colorate. Mai colorate. Dar bine, cu atât te orientezi ce îți permite publicul. Da, culmea e că noi, de exemplu, avem o emisiune la radio de la 11 în Spania, 12 aici, până la 2 dimineața, avem 380-420.000 de ascultători. Este incredibil așa ceva. Audiență excelentă. Pentru că lumea e... Și mulți, eu, de exemplu, opresc televizorul
și pun radio, volumul de la televizor ca să ascult comentariile de la... Da, că mulți comentatori și în Spania. E spectacol. Spectacol, da. Spectacol în Spania. Și de asta îți spun grande, că da, și, sunt da, 18 ani, pregătit. Sunt mulți ani ca da. Să reziști 18 ani da. La... Da. Am comentat finale de Champions, aproape toate, mondiale, europene. Deci, curriculum bunuț. Da, dar nu și de câte ori te ascult, de câte ori am bucuria să te ascult, ești foarte avizat, adică știi oamenii, știi ce se întâmplă, ai lucruri de culise. Asta mi se pare de educație, de bun simț, să știi jucătorii. Eu nu înțeleg, sunt foarte mulți care nu știu jucătorii în Spania, care nu, 4 pasează la 6. Nu, dar le știi povestea, dincolo că îi da, știi bine, acum identifici. E normal. Le știi povestea, le știi curriculum, le știi istoricul. Eu tot timpul citesc. Da, vară, nu e chestie când... de superficialitate să faci comentarii, să le faci cât mai bine. E clar că trebuie o muncă de documentare, de da, actualizarea și... cunoștințelor. Lumea crede că nu, te duci acolo și două prostii și gata. Și le-ai luat banii. No, o chestie de culoare așa. Jargonul, înjurăturile, cum sunt în Spania față de România? Sunt mai tari ca noi în zona asta a... 0,1% sunt spaniolii față de noi. Hai, rămânem măcar aici. Sus, hai, suntem lideri mondiali, universali, da. Galactici suntem. Da, era o curiozitate, pentru că tu le știi acum subtilitățile. Nu, no, nu, no, nu. No, foarte bine. Decât Iho de atât. Și în rest sunt ăstea care n-au, nu înseamnă nimic, practic, pentru da, noi. Da, da, la da. Noi, să intri în gura unui... La noi au atâta culoare. Noi suntem pictori din bordă. Salvador Dalí a fost copil pe lângă. Și Picasso e. Și Picasso și ăștia, da, exact. Nu ne fac față. Înțeleg că l-ai admirat și încă l-admir pe Messi foarte mult. Da, pentru că mi s-a părut un jucător care a rupt orice limită. Orice. Și talent, dar el la un moment dat și-a dat seama că talentul ăsta fără muncă nu se poate. Și a dat acel pas înainte. El a avut o problemă, că vomita pe teren, pe gazon. Da, la început a avut probleme medicale. Mânca pizza, mânca... Era slăbuț, era... Da, era fragil. El a fost el o construcție asta... și o construcție da, medicală a Barcelonei. De exemplu, eu l-admir pe Messi și în același timp l-admir enorm pe Ronaldo. Ronaldo... care s-a construit, se construiește în continuare. În continuare. Ronaldo, care n-a avut nici 50% din talentul lui Messi. Un produs al muncii lui, da. Da, exact. Și de asta eu cred că ei, cu toate că o să-ți fac odată o echipă, ci contra jucătorilor cei mai buni care am întâlnit în carieră. Păi, am văzut că ai pus acolo și... Apropo, cine a fost cel mai dur? Puhol, cum îi spune, Puyol? Puyol. Pujol, nu, era mult mai dur Ramos. Ramos a fost da, mai... Ramos era arțăgos, bunos, dădea cu cotul. Ce fundaș a fost și amândoi în Naționala Spaniei. Da, da. Roberto Carlos era foarte rău. Roberto Carlos intra cu un picior la minge și cu ălalt te cosea. Și juca, era foarte agresiv la... Și mai ales când pierdea. Real Madrid... De multe ori nu, ei nu știau să pierdă. Uite, da, e o echipă a orgolilor. Poza cu Raul. Noi am bătut pe Galactici 2-1 și s-au dus băieții să-i ceară tricou. Nici nu i-a băgat în seamă. Era arogant așa. Da, era arogant. E un tip special. În schimb, eu m-am dus. Da, este singurul tricou care l-am cerut lui Zidane. Și da, l-am. E și o mare bucurie. Avem da. Și poza aia acolo. Da. Să ai tricou lui Zidane sau să te confrunți cu Zidane. Zidane, Figo. Sigur că da. Am înțeles că și pe Ronaldinho l-ai apreciat și l-ai iubit. Ronaldinho a fost cel mai mare talent. Da. Jucător artist. Eu n-am văzut așa ceva. Cum se spune. Era un spectacol ca jucător. Spectacol. Deci, oricum, frate, lucru mare să fii între ei acolo, să te joci cu ei. Da, să te joci cu ei. De-a fotbalul, da. De-a fotbalul. Da. Să... Xabi, care pentru mine Xabi a fost cel mai mare pasator din istoria fotbalului. Iată ce antrenor e acum. Mie nu place Xabi. Mie nu-mi place. Mie îmi place ca și... Tu simpatizezi cu Barcelona din Spania?
Eu simpatizez, eu sunt fan Real Sociedad, asta e bine, clar. Bine, asta e clar, că rămâne sufletul acolo. Am simpatizat cu Barcelona pe timpul acela, cu Pujol, cu Piqué, cu Xabi, cu Iniesta, aia a fost cea mai frumoasă echipă care am văzut-o Messi, în Spania. Clar, da. Cu Messi, cu lui Suarez, cu Neymar, aia a fost cea mai frumoasă echipă. Dar eu am prins și echipa aia la început, cu Belletti, cu Ronaldinho, cu Juli, cu Eto'o, da. Aia a fost o echipă uriașă. Și n-au performanțele astora când l-au avut pe Guardiola, poate. Nu l-au avut pe Guardiola, dar au avut și ei pe Rijkaard. Rijkaard a fost omul care a schimbat istoria Barcelonei cu acea titlu din 2006. Da. A fost o cotitură, da, în istoria lor. Istoria lor, da. Câștigaseră decât o Champions. Da, da. Aia până 92 sau când au câștigat. 92, doar atâta, golul lui Koeman. Da, exact. Care Poma a ajuns antrenor și din păcate... La ei n-a făcut Modestino, treabă mai deloc. Modestino. Modest, dar frumos zis Modestino, adică să-ndulcim puțin cuvintele. Hai să ne reîntoarcem pe teritoriul național. Colaborarea cât 10 ani, director de imagine la Universitatea Craiova. Nu 10 ani parcă au fost. Da, a venit, e o istorie frumoasă, pentru că a venit domnul Stroi Cornel. Cel care te-a și adus la Craiova. Da. Ca jucător. Și i-a spus, vreau să te întâlnești cu domnul Rotaru și cu domnul Andrici. Și m-am întâlnit cu ei și a spus, măleule, cum vorbea el, era așa, da. Avea vorbele. La... Vezi că asta este, eu am top palmaresul la mine, stai liniștit, că eu altfel nu, da. Și a fost un om care l-am admirat, el, da, cu el am venit. A fost un arhitect de echipă și om care el a făcut Craiova Maxima, da. E un geniu, era un geniu. Și un oltean, da. De la Oltean, adică ți-a aruncat niște vorbe și spunea, ce bă, te supăra și... Da. Și am avut și chestia asta cu el. Da. Ce bă, nu le te supăra și... Dar el s-o trăgea, știi? Da, rău! Da. Și ce te supăra și... Zi numărea Cornele, dar chiar așa. Și el mi-a spus, m-a rugat, a zis că tu ești cel mai iubit jucător al Craiovei, vreau asta să... Asta le spunea la toți, da. Da. Nu, dar chiar da, sigur, nu, dar la tine jucător iubit la Craiova. Și a început o colaborare și adevărul că am fost foarte, foarte fericit, foarte mult timp. Ai pus și suflet și mult timp și ai fost suflet, fără să fii recompensat în niciun fel. Și mult timp am stat fără ultimii salariu, ani, când de colaborare ai ajuns aici. Da, dar numai că eu ce n-am înțeles, eu țin foarte mult la Mike, dar... La Rotaru, să facă ceva, să fim campioni, nu putem să tot timpul să... ne amăgim pe noi în primul rând. Dar crezi că e și vina lui pentru că coloșește unui jucător, îi ține prea ca și cloși, ca pui. E vina tuturor. E vina tuturor. A lui, a jucătorilor, a tuturor e vina. Este de ani de zile un carusel al iluziilor, speranțelor și nerealizărilor. Grande, ne elimină din cupă. Ce facem? Cu ce atragem suporterii până în ultimul meci al campionatului? Cu vorbe. Păi se vede că a scăzut mult și media de spectatori acolo. Normal. Stadionul e superb. Publicul e pătimaș. Da, băi, oltenii au fost și vor fi întotdeauna. Pătimaș, mari iubitori și cunoscători de fotbal. Da. Adică nu-ți vorbe în de asta îți spun. Au fost educați să iubească, să aprecieze fotbalul adevărat. Un an faci un efort colosal, aduci jucători, faci echipa campioană, și după aia beneficiile vor fi de 5 ori mai mari. Da, să construiești ceva serios. Nu, dar pe mine mă îngrijorează lipsa de constanță. Îți dau două exemple. Jucătorul la care eu am crezut și încă mai cred foarte mult. Screciu și Marcovici. Tineri, puternici, tehnici. Uite că... Grande, Screciu a crescut foarte mult anul ăsta. Și da. Eu am vorbit și cu Jerry. La lot este foarte apreciat. Și la Craiova a făcut un an foarte bun. Da. Da. Și poate să dea mai mult, poate și va asta da mai spun mult. Și eu asta. De aici, dar de aici a avut am plecat o perioadă și foarte asta. Gri. Foarte gri. Da. Iar Marco are talent, cum să spunem, puternic, ar trebui să fie vârful României știe fără probleme. Cu mingea. Da. Greu să iei mingea când se ia în serios, dar cum să spunea pe vremuri, brânză bună. Da, nu știu, de-aia spun eu, e păcat, adică vezi, s-au tot schimbat antrenorii, se schimbă antrenorii. Ivan Bayaram, care eu la Bayaram, eu îl cer mereu pe Fane când îl văd. Tehnic, care tehnică viteză. Foarte bună, are viteză, are gol.
că marchează. Dar are inspirație din fața. Are inspirație, are lovituri, are... Da. Și atunci unde e hiba? Unde e... Nu știu. Pe ce pedală trebuie apăsat? Nu știu. Mie îmi pare rău că au fost îndepărtați niște oameni de acolo, nu mă refer la mine, că eu cresc în Spania. Nu, dar a început cu Marcel Popescu, cu copilul, cu Marcel, cu Sorin, da. Oameni de fotbal, oameni iubiți și respectați și apreciați și care făcuseră niște chestii pentru fotbalul craiovean. Până la urmă, eu i-am spus odată lui Mike, de ce crezi că Bayern e atât, sau Real Madrid, atât echipe, cluburi atât de mari? Ei își cultivă. Își cultivă legendele, își cultivă oamenii care iubesc acel club, au pasiune care pentru fac culorile alea. Nu pentru niște bani, în primul rând, și pentru că vor să facă ceva pentru clubul care le-a dat și lor statutul pe care l-au la un moment dat. Am dreptate sau nu? Da, e o treabă de educație, de civilizație asta, până la urmă. Nu e numai așa o formulă de complezență. Exact. Adică trebuie să știi să-i ții apropii, să-i ții lângă tine și să-i folosești. Ei sunt magnetici pentru spectatori și... Uite, mă bucur că continuă acolo un Negoro, un Aurică, Beldeanu... Da, normal. Un Gureanu... Să-i poți valorifica. Costică Donose, pentru că sunt niște embleme ale oltenilor, ale Craiovei, sunt genii. Craiovea Maxima, care s-a ajuns aproape sunt genii, de câștigarea unui trofeu european. Și cu ce traseu, cu ce... adversari a fost atunci. Ce adversari? Aia nu se poate uita. Nebunirea după central cu 40.000 de oameni la fiecare meci. A fost meci. La meciul cu Kaiserslautern. Vai de mine. Alea au fost pe șove. Șapte ore am stat pe stadion. 6 ore și da, șapte păi, ore. Da, păi până ai cu câte ore ai să prinzi un loc. Și am vrut să mă duc la baie. N-ave cum. Făceai pe tine acolo. Copile, dacă te duci la... Nu mai te întorci. Nu te mai întorci. Și atunci ai... Stai. Ai răbdat. Am răbdat până după meci. Rezistență, da. Da, nu păcat, pentru că știi că era și o vorbă de aia. Băi, ca să faci o echipă de fotbal, trebuie unul, doi olteni cel puțin. Ei, acolo i-aveai pe toți. Și aia care nu erau olteni, care au venit în altă parte, s-au oltenizat extraordinar de bine. Noi în echipă aveam decât doi. Mănăile și Prunea. Prunea și Mănăile. Da. Dar Mănăile era mai oltean decât mulți olteni. Și Prunea s-a adaptat foarte ușor. Generațiile vechi, ăsta, Zoli Crișan, Silvii Călung, Aurică Beldeanu, Carei sau da. Oameni care nu erau olteni, care de cine, dar care... cred că era de la Brăila, și Nai. Da, și Nai Tilihoi. Era din Brăila, sigur. Adică nu a fost, au fost niște implanturi, dar care prindeau rădăcini acolo și se identificau și erau mai olteni decât oltenii. Exact. Și de asta noi spiritul am avut adică, spiritul. Contează foarte mult. Acum că vorbim în petit comite, Cristescu, mi-aduc aminte, până ieșeam 90 de metri de hol, ți-aduce aminte pe vechiul central? Silvian. Da, era 1-0 minutul 2 pentru culoarea, noi. Da, știu, adică era... El a fost și după aia, ca oficial, a avut niște ringuri pe care a evoluat cu adversarii. Da, adică era... Da, era nebun. Păi eu am pățit-o cu voi tot în anii atunci, când am venit la un meci, era totul pregătit să facem transmisiunea. Cu Inter Sibiu. Desernicu era, mi se pare, mare șef pe acolo. El și cu Jean Nițule. Caro a amplasat și nu ne-a dat voie cablurile. Da, nu ne-a dat voie să transmitem. Și a ieșit un mare scandal și mi-aduc aminte că ne-am dus cu Caro Pundeala acolo unde erau relele. Cornel Pumna era în studio și a zis că la Craiova e furtună, e ceață, nu știu ce și asta. Și că de aia oamenii trebuie, de ce nu transmitem? Bă, și eu care eram prieten apropiat de Sorin, de toți acolo, dă-mi uite așa, nu, aveți voi, nu știu de când. Dă-mi și am plasat carul acolo și am intrat în video și am uitat, ce zi frumoasă, e la Craiova și se vedea în zare așa stadionul și aia. Dar nu ne-a lăsat să... Da, n-aveați cum. Da, că era un meci care trebuia să fie într-un fel. Și noi zis, punem camerele așa fără încât să dăm cadre. Dar a fost ceva înainte, cu Inter, cu, da, cu, ați avut Steaua o sau aia, da. Cu, da, și nu știu ce, a fost ceva înainte. Apropo de meciul ăsta cu Cântec, a fost o nebunie la un meci la București cu Rapidul, când ați văzut cu 4-1, ai fost în echipă atunci? 4-1, nu. Cu scandal mare, când ați ieșit campion, anul care este campion. Cârțu, antrenor, când s-a bălăcărit cu ea pe acolo, nu spun, înjurat, în Giulești. Nu. Revoluție, pe urma a doua zi, a venit aia cu câteva mii de oameni la televiziunea română. Cu scandal. Eu am jucat în retur. În tur n-am fost la Giulești. Da, atunci a fost un meci cu... M-am să aminte acum de meciuri cu probleme, care așa erau vremurile. Da. Haideți să spunem un lucru care ne leagă și ne... iată, ce vedem noi aici? Eu spun un lucru.
3 august 2001. Da. Alejandro, nu așa se pronunță. Alejandro Craioveanu. Și Tudor Stoica. Da. O coincidență excepțională, o potrivire a vieții între doi prieteni, da. Să aibă băieții născuți în aceea zi, așa trebuie lună, să-i facem prieteni. Și același an, da. Trebuie să-i aici facem prieteni. Aici sunt cam la vârstă apropiată. Când mi-ai spus prima dată, nu venea să cred. Da, 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 da. Pentru că nu sunt lucruri extrem de rare, da. Când mai fii cu el pe în țară, neapărat să-i aducem să se... Eu nu cunosc nici o persoană care a născut 14 februarie 68 ca mine. Păi, cunosc 69, 67... Dar nu, dar asta să fie toate da. Datele să se coincidă, chiar că e un lucru da. Rar. Hai să vorbim puțin apropo de copii și de viața de familie. L-am avut la Villarreal până la 18 ani. A încercat, nu? La fotbal. N-a încercat, juca da. Foarte bine. A jucat? Și juca, da. Numai că mi-a spus, asta n-am înțeles niciodată eu la foarte multă lume, că încearcă să compare copilul cu tata și tata cu copilul. Din păcate, da, e o cruce greu de dus. Sunt exemple da. Celebre, chiar și da, în actualitate. Și în actualitate sunt celebre, da. Exact. Și Alejandro m-a luat odată deoparte și mi-a spus, uite, papa, el trecuse la spre 19 ani, că ei tot timpul la sfârșitul unui campionat, venea antrenorul principal, secunzii și ăsta și aveau reuniune cu șefii clubului, cu șefii școlii, centrului de copii da, și juniori. Formau... Și el a trecut, deci, că de înainte, selecția. Da. Și a zis, uite, eu nu mai vreau să continui, eu vreau să învăț, eu învăț foarte bine, adevărul că are niște note senzaționale, vreau să fac un management sportiv, să... Mm-hmm. Da. A, să rămâne tot în lumea asta, dar în lumea sportului să facă... La administrație, da, în proiecte. Da, proiecte, da, da, da. Turnee și eu l-am înțeles. Eu l-am înțeles. N-ai cum să nu-l înțelege. Da, mi-a spus, uite, eu nu pot să ajung ca tine. Cu mintea sau, deschisă, da. Da, să ajung ca tine. Nu, comparațiile astea sunt ucigătoare în unele situații. Urâte. Eu mi-aduc aminte, exemplul cel mai mare a fost cu Dobrin, care puțină lume știe că a avut un băiat și pe care Gica, soția lui, l-a tot dus și tot la Lenci Ianovski. Și a fost la juniori, a început să joace la tineret, l-a luat chiar Dobrin cu el la Botoșani, când la sfârșit de carieră era antrenor jucător în divizia a doua la Botoșani și acolo a vrut să-l bage la treabă. Și după da. Săptămână a chemat-o pe maică să le ia acasă, că uite tata ce îmi face, mă scoală la 7 dimineața, mă aleargă, nu știu ce. Și Gico mi-a avut o vorbă foarte frumoasă și care e expresivă. Ce, Ioane, uite, asta e diferența între cel pe care îl duci la fotbal și cel da. Care se duce el. Da, corect, da. La Pitești, toți ceia îl comparau pe ăsta, când ce joace, era campionat de tineri rezerve și îl da, băga știu. Pe Dan. Toată lumea îl bălăcărea, bă, taică, tu dacă și n-aveai cum să suporți asta. Ăsta e exemplu cel mai de sus, dar au fost și altele. Mircea Lucescu a vrut să-l potrivize pe Răzvan. L-a dus la tenis, l-a obligat să... Nu. Dar și că Răzvan a jucat în prima divizie. Da, dar pe urmă, sigur că a jucat. Pe urmă la... Și că măcar nu te stai în poartă. Da, măcar stai în poartă, da. Și l-a îndreptat spre portal. Dar uite, acum și un antrenor excelent. Foarte bun, foarte bun. Aici chiar rău. A călcat pe urmele lui Taicăs. Într-un campionat da. Rău, cum e cel al Greciei, el e acolo la bătaie. Este și, dur, și, campionat și, dur, pentru că, da, că sunt și ei sunt foarte pătimași. Da, da, da. Păi uite, acum joacă atâta timp, ca fără spectatori, care-i sarea și piperul, din cauza nebunii suporterilor, că s-au întâmplat și lucruri. Și la total. Cât un președinte, cât un patron. Ăla scoate praștia să vâneze vrăbioare pe teren. Da, nu, sunt lucruri da. Cu tale, tale. Da, îi spuneam și lui Mircea, dă-mi, ai avut rivalitatea asta cumpărată cu Fatih Terim, tu în Turcia, și acum l-ai dus în Grecia să-i fie rival cu Panathinaikos lui la PAOK să lupte pentru supremație. Da, da, vezi că el și-a dat seama că are mai mult don pentru ăsta. Da. Pentru da, antrenorat decât pentru da, fotbal. Da. Păi și apropo de asta, uite, dinastie în fotbal, Iordănescu. Uite ce coincidență, ce potrivire da. A destinului. Deși da, n-au crezut în el. El a fost desfințat de presă, de ăștia. Știu, știu. Scandaluri mai pe față, eu mai, l-am mai mascate, desconsiderare. Da. Și el și-a urmat calea cu încăpățânarea specială cu tatălui lui, a crezut în ceea ce el gândea și până la urmă i-a ieșit. Împotriva tuturor pronosticurilor și împotriva tuturor opiniilor. Pentru că ce s-a întâmplat în acele ultime două meciuri eu cred de că calificare... El, da,
a fost un pic, eu cred că totul s-a schimbat în favoarea noastră la meciul cu Elveția. De acolo. De acolo. Dacă ne-aș da și șansa și ce șansă, am dat două goluri, cum ne-am dat. A dat Mihailă două goluri, le-a inventat tău, practic, da. Și ei au avut 17 ocazii. Eu cred că a fost greșeala antrenorului lor, că ne-a subestimat la un moment dat. Că a început să scoată titulare, când a văzut 2-0, ocazii peste ocazii. Mi se pare, apropo, și cel mai bun meci al nostru a fost cu Israel. Exact. Am jucat cu Israel la Iamantul. Păi acolo am întors totul. Acolo a fost incredibil. Dintre atât de puține situații în care noi obținem o calificare înainte de ultimul meci. Da, de obicei, calificările noastre, 17 calificări la turnee finale, am mai spus-o, mondiale, europene și olimpice, că și acolo s-a mers cu calificări, au fost obținute la ultimele întâlniri. Minus și aia. Doar în 98 a fost 97, înainte, da. De pentru 98, da, da. 97 și asta de acum. A fost deja calificat de la penultimul meci. Meciul cu Elveția de aici a fost așa pentru public. Și după aceea, și cea cu Portugalia. Da, a făcut 1-1 la București. Da, dar era la fel, era terminat. Că ei ne-au rugat să, da, deci, era Figo, Două, trei, a fost Figo, da, Hagi, povestea de prietenie, exact. Care alții fac lucruri mai urâte. Nu, dar era un noi primii, voi ai doilea, nu, sigur, aia da. Nu e, pentru mine la noi e un aranjament, pentru Lucescu, că nu sunt bani la mijloc. Și a făcut Lucescu Anglia cu Irlanda atunci când ne-a omorât și ne-au calificat, adică alții au făcut lucruri mai urâte, mai grosiere. Pe față, înțelegi? Austria, Germania, care... deci lucruri pe față. Da, 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 corect, care rămân în povestea urâtă a fotbalului din întotdeauna. Da, o pată neagră, da. Tu ai crezut în ăsta, în Edi Iordănescu? Cum se părea? Eu n-am vorbit urât de el. Bine, tu n-ai vorbit urât de nimeni, tu da, nu vorbești urât de nimeni. Și mai ales că era și Geri. Poți să găsești un limbaj civilizat în care să-ți pui părerile, să nu fii destructiv, să fii totuși pozitiv. Mi se părea că nu avem niciun stil de joc la un moment dat. Da, da, da. Pentru că eu nu știam dacă jucăm să atacăm, să ne apărăm. Da, nimic nu era. Posesie nu era nimic, era totul parcă la întâmplare. În schimb, și vânturare de jucători, da, mereu schimbați. Da, și foarte mulți jucători schimbați, au rămas decât câțiva, cei doi fundași central, practic, da. Apoi Bancone, care a, da, Stanciu, Răzvan Marin, care au fost titulari. Doar câteva puncte de reper așa mai fixe. Mai fixe. În și rest, portarul, bine, Horațiu, care a fost unul dintre oamenii importanți pentru mine ai calificării. Sigur că nu numai pentru tine, chiar are merite deosebite, portar foarte bun. Apropo de situația asta, Drăgușin, Moldova, sunt păreri împărțite. Tu ce zici? E bine că s-au dus la firme mari, dar care n-au prea o șansă să joace, în mod obiectiv, că nu trebuie să fim În primul rând, numai societatea aceea să stai la cluburile, să te antrenezi cu acei jucători, este un pas în plus. Eu le dădeam exemplu, Horațiu. Eu nu am nimic, să nu mă înțelegi greșit. Nu, nu, să joci la Botoșani sau cu voluntari, cu 200 de spectatori sau cu 1000, și alta e să joci pe Santiago Bernabeu cu 80.000 de oameni, chiar dacă ești rezervă. Dar chiar și la tine, pe Metropolitan, sau pe Metropolitan, 70. Păi sigur, a modernizat și stadionul ăla, superb. Da, superb. La Atletico, la Atletii. Da, deci e altceva, e altă cultură. Deci eu zic că e un pas, pare un pas înapoi, dar pentru mine e un pas înainte. Partea negativă este că nu o să aibă meciuri, poate în picioare. Dar... Păi și de aici vine greutatea selecționă. Tu ce ai face în locul lui Iordănescu? Ei mai chema sau nu-i mai chema? Nici n-a stat pe gânduri. Și e veșnica dilemă. Păi, să pui jucători care sunt în priză, care joacă meci de meci, care au minute, sau jucători în care tu crezi? Un amestec între titulari și cei care sunt mai puțin titulari. La noi, din păcate, vor fi mai multe situații din asta. La cei doi, iată, într-o presă adaugă și Iannis, și Iannis, deosebite, și care nu prea joacă Iannis acolo. E o situație complicată cu Iannis în momentul actual, pentru că mister a vorbit foarte frumos de el, dar după aia a început să cam Daniel și o parte a presei și publicul. Aici e... Nu și-a făcut loc în sufletul oamenilor, aprecierile lor. Pentru că ei consideră...
Iannis are talent. Iannis e un... Păi, eu mi-aduc că golurile care le avea la Național în ultimele goluri, ăla cu Germania, ăsta acum din... Da. Cu Israel, are talent. Preluare cu un picior, dribbling, șut cu celălalt, adică sunt lucruri care arată ceva pentru cine vrea să vadă. Da, se vede și Mister a vorbit foarte frumos acum vreo 3 luni de el, că lovește bine cu ambele picioare, că e un jucător care poate să devină important, dar nu s-a impus. Și joacă în locul lui Guridi, John Guridi, Cheliosul, care a jucat la mine, la Real Sociedad. Și va fi greu să joace. Să-și facă loc. Să-și facă loc. De aici până la finalul sezonului. Asta sunt convins. Și cum se va întoarce în Scoția? Care e un campionat care nu-i priește. Da, păi și eu am zis că nu-i se potrivește. Nu, absolut deloc. Absolut deloc. Pentru că în fotbal fizic, el ar fi, dacă ar fi ales... Multe meciuri în condiții de Celta, echipă, era echipă bună, că se vorbea la un moment dat de Celta, Villarreal, Real Sociedad, echipe care au posesie, care își joacă fotbal. Țin mingea mai mult. Da, țin mingea mai mult, intră în combinații. Nu bufa și... Da. Alaves e o echipă stilul Osasuna, o echipă directă cu fotbal agresiv, alergă toți, cum spunem noi fotbaliștii, bagă materiale toți. Deci e complicat. Și ar fi fost bine dacă ar fi putut lua Iannis de la Giga. Plecarea aia. Ruperile de rin, frânele. Da. Schimbările de direcție. Pentru că la poartă trage bine, lovește bine mingea. Da. Are viziune în joc. Are viziune în joc, dar n-are frânele și plecarea aia a lui Gicanu. Și răutatea, ambiția aia parcă... Nu, ambiția nu, n-are cum să aibă. Da. Care i-a pentru că acum între doi prieteni... Între noi nu ne aude nimeni. Spune-mi și mie, dumneata, 5 jucători cu părinți bogați care au ajuns top. Da, bine, e o caracteristică. În general, sport nu se face decât oamenii care au foame. Au foame. Și vor eu să se afirme, vor să facă că ceva în viață. Mi-au copiat vorba câțiva că au foame de trofee. E o expresie de performanță, de bani, de ascensiune în viață. Exact. Nu trebuie să fugim de lucrurile astea. Sunt realități care definesc și au definit întotdeauna cunosc devenirea oamenilor. Viali? Care a fost Conte, sau Conte și care... Da, sunt excepții, oameni care vin foarte din mici și foarte puține. Astea... Iar singurul fotbalist mai mare ca taică-s-o, eu am spus mereu, e Maldini. Da, într-adevăr. Maldini a fost mai mare decât Cezare, decât taică-s-o. Da, și-a depășit tatăl. Paolo, da. Da. Ei, apropo de Maldini, vezi, este una dintre generațiile care au avut reprezentanți la diverse campionate mondiale. Cezare și Paolo Maldini. Și a doua este a noastră. Neculae și Ionuț Lupescu. Da, Ionuț. Intrăm și noi în galeria asta selectă și acum, atât de rară. Da, și acum Hagi, da. Păi au fost simboluri acolo. Un Iordănescu pe bancă, un Hagi în teren și cu gol marcat. Da. Și simbolistica asta are rolul și rostul ei și sperăm să dăm bine în ea, cum să spune, să avem un campionat european bun. Hai să încheiem exact cu gândul tot spre acest european din atât îmi doresc să avem Germania, un campionat european bun, să se vorbească iar de România, să îi scoatem iar cap în lume, că l-am cam coborât în ultimii ani, din păcate, să avem jucători din nou top, primii pași s-au dat, am spus, cu Denis Mann și cu Mihailă 7-10 milioane, cu Răzvan Marin 10 milioane de la Ajax, acum cu Drăgușin 25. Da, sume consistente, care sume consistente, spun ceva. Spun exact. Că românii, jucătorul român scoate iarăși capul din... Da, indirect se vorbește de țara ta, de fotbalul tău. Exact. Când exact. Drăgușin ajunge unde ajunge. Raciu, care... Toată lumea și acum, care... de la Raio, vorbește de acel sprint cu Vinicius, că l-am trecut pe Vinicius, care are... Săgețile fotbal actual. Mondial Vinicius. Da. Și a jucat foarte bine, deci un tupeu ieșit din comun pentru un copil care debuta pe Bernabeu. Cred că știi, îți face o mare bucurie, o mare plăcere să comentezi isprăvele românilor. Normal. Crezi că plămânii, am un tip care căsătorit cu o româncă și cu o fată la radio, Mr. Chip, că are date din 1900.
Computerul era asta, da, uman. Un computer. E, da. Omul e cel mai bun din lume, e considerat. Da, deci are o memorie de asta, da, a amănuntelor. Și îmi aducea telecomenzi. Dar cred că a văzuse nevastă sa pe, la televizor, da, la, da, noi, da, că iar vedem ăsta mondialul sau europeanul de acasă, și mi-aducea telecomandă la radio, mă buzea. Zica, voi unde jucați? Că nu... Da, sigur, nu, da, sunt realități. Sunt realități, nu, da, sunt răutăți. Dar mă buzea. Sunt trăiri uite, care... Acum că ne-am ai calificat... Ai și tu argumentele tale, da. Dom'le, da, existăm. Existăm. Suntem din nou acolo. Da. Păi apropo de asta... Și grupa bună. Și eu, grupa bună. Sigur că da. Grupa bună. Și eu personal vreau să spun că am trăit niște clipe de beatitudine, de așa de plinătate în America, pentru că indirect trăiam și eu legat de isprăvile performanțele, da, și mă simțeam, da, cel mai mândru om. Adică lozincile aia că mândru că sunt român, acolo chiar că am fost mândru că sunt român. Și nu știau unde e România pe sigur hartă. Sigur că da. Atunci a și fost mulți dintre ei nu știu, o pledoarie, da, o propagandă uriașă pentru fotbalul. Păi apropo de ce a fost în America, cu Nadia, atunci, cu toți. Am avut șansa să-l cunoaștem pe Horia Mihai Botez, unul dintre mari dizidenți ai României, adevărații dizidenți, povestea lui este foarte interesantă, am scris-o în carte, dar era ambasador României atunci în Statele Unite. Și la final, după încheierea parcursului la San Francisco, am stat 3 zile la New York, invitația lui. Și a făcut o plăcere deosebită să vină, a dat un cocktail, au venit și toți românii după acolo și a spus, după ce a unit cu fiecare, a spus un lucru de genul următor. În România are peste 300 de ambasadori și consuli din toată lumea. Noi toți la un loc nu am făcut în toată activitatea noastră ce a făcut voi într-o lună de zile, da, aici, da, în America. A făcut România mai frumoasă și mai prețuită decât noi toți la un loc. Și pentru asta nu pot decât să vă mulțumesc. Frumos. Și adevărat. Un om extraordinar. Povestea de viața lui este că la exact un an, la exact un an milimetric, da, s-a prăpădit. Păcat. În 95. Deci noi am avut puține 11-12 iulie grande. S-a prăpădit. Deci ce impact, da, are performanța sportivă, omul care face ceva pentru neamul lui, pentru poporul lui. Noi am avut, sincer, puține bucurii. Ăsta e adevărul, sigur că da. Ăsta e adevărul. Da. Și atunci când că vin... acum, după campionatul ăsta european, să vorbească iar la superlativ despre noi. Și să ajute fotbalul românesc în ansamblul, da, lui, pentru că cu echipele de club suntem jos de tot, de ani de zile, ne zbatem în neputință și poate, da, cum spuneam metaforic, locomotiva care trage trenul și îl obligă să meargă altfel, să fie echipa națională. Păi iar trebuie să fie, e singura. Păi asta e acum... E singura. Și mai ales la un turneu așa important. Valoarea de simbol. De televiziuni cu milioane de... Sigur că da. Nu, păi e clar vitrina cea mai importantă a fotbalului. Este un turneu final. Da. În primul rând cel mondial, dar și cel european. Acolo se și prețuiește, vând jucători. Acolo capeți și carate de strălucire, de valoare. Faci treaba acolo, ești făcut, cum se spune. Sper să fim mândri, exact, după campionatul ăsta din nou. Să sperăm și să ne dorim. Gică, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența. Mare plăcere. A fost, ca de obicei, o bucurie, o plăcere. Rămâi același om care ai fost până acum. Nu cred că te vor schimba vremurile și oamenii și vremea. Imposibil. Numai de acum 56 de ani. 56 de ani sunt puriu, nu. Încă 56 de acum încolo la fel. Măcar 20 grade. Da. Mulțumesc frumos, să ne trăiască și băieții, copiii, să avem bucurii din partea lor. Să fim fericiți. Și ție toate cele bune. Mulțumim, stimați prieteni. A fost o întâlnire de suflet, o întâlnire frumoasă cu prietenul nostru dintotdeauna, olteanul Vero, grande, Gică Craioveanu.